confirmat numărul 40 din 22 ianuarie. Din cei 14 consilieri locali sunt prezenți 12, absentează nemotivat domnul Antoniu și domnul Rândaru. Fiind prezentă majoritatea, ședința este legal constituită și își poate începe lucrările. Domnule primar, vă rog să prezentați proiectul ordine de zi. Așa cum a fost anunțat, pe ordinea de zi aveam un punct de nou, aveam nou proiecte de hotărâre, aveam punctul 10 la diverse, nu mai dau citire la toate proiectele, bănuiesc că le știți. Aveam la punctul diverse suplimentare avut cu un proiect de hotărâre privind bugetul local pentru anul 2016, întrucât nu sunt avizele favorabile, acesta nu va mai fi supus spre aprobare pentru suplimentare la ordinea de zi, deci va face obiectul unei alte ședințe. Vreau să motivez faptul că decisez să supun discuții bugetul pe anul acesta la ședința de astăzi, care era anunțată dinainte, deoarece făcuse pe data de 28 am primit adresa cu înștiințare privind sumele alocate de Consiliul Județean Bacău, iar o altă situație care mă pusese în situația să discutăm astăzi bugetul era termenul dat de Ministerul Finanțelor Publice, care pe data de 02 februarie, bugetul trebuie depus la Finanțele Publice Bacău. Deci nu era niciun fapt, ca să credeți că era un interes ascuns sau meschin, ca bugetul să nu fie prezentat în termenul care era constituit legea. Deci aceste adrese și sume care au venit pe 28 și fiind și data de 2 februarie, în termen foarte scurt, ținând cont că noi pentru astăzi aveam ședință ordinară, am zis să băgăm pe ordinea de zi. Dar întrucât bugetul n-a primit avize favorabile, vă spun datorită și situației și termenilor, convoc de astăzi ședința de cei care sunteți prezenți conform pe lege în momentul în care vă înștiințez. Luni la ora 10 este ședința Consiliului Local privind discutarea bugetului pe anul 2016. În condițiile legii care nici atunci bugetul nu va fi discutat și nu va trece, știți, în termen de 45 zile vom lucra pe vechiul buget care este la pe anul trecut, care a fost la jumate, la început, față de bugetul pe anul ăsta, nu că e mai mic cu 30%. Și asta e. De asta vă jucați cu bugetul și cu soarta comunității, numai primar. Primarul era de la Bacău, la Consiliul Județean. Poftim? Dar nu l-o trimis cu două zile înainte. Asta trebuie să o facă, dar cu două vreme înainte. Deci nu-i trebați pe dânsii. De ce să intre? Voi ăștia trebuie dați în judecat, s-o dați afară. Și în judecat s-o dați afară. De ce nu-i dați afară? Ce acolo îți manele? Asta e, manele. Deci și dânsii bănuiesc că au primit... Îi bagă pomul în gură la toate comunele. Au ajuns să-și bagă pomul. Toate comunele, astăzi, de 80% au ședințe consilii. Nu-i mai votați pe ăștia care au fost în Consiliul de Sala, dacă îi vedeți pe liste. Dar nu faceți în timpul ședinții propagandă. Asta în afară. Asta nu e. Nu cred că este obiectul propagandei electorale acum. Poftim? Îi avem în vedere. Da, corect. Oricum. Bun. Cine este pentru proiectul ordin de zi, așa cum l-a prezentat domnul primar? O astfel în convocare. Eu sunt împotrivă. Deci eu sunt pentru ordinea de zi, cum a fost un convocator. Păi da, cum a fost un convocator. Nu, deci n-a fost nici introdus neprimind avizul favorabil, deci v-am convocat pentru luni, ora 10, ședință pentru discutarea bugetului. Deci nu avea sens să vă mai spun dacă îl supunem la aprobare, pentru că nu au avut avizele favorabile necesare. Și decât să ne certăm, să facem ceva care să spuneți că a făcut-o primarul pe forță, s-a aprobat. Să nu ajungem luni în situația în care să-l respingem. Nu ar fi rău să discutăm cu scapă, că avem despre asta. Dacă ne discutăm, avem la dispoziție, analizați-l, veniți cu amendamente, îmi dați și mie timp să mă pregătesc solid pe luni. Adică mă sfătăm timpul dumneavoastră, dar dumneavoastră nu unii. Dar nu vă da, dar dumneavoastră, dacă erați un pic isteți și mergeați pe lege, cum încercați unii să vedeți, vă luați în calcul și varianta că dacă nu dați avizii favorabile, puteți discuta. Puteați două comisii sau trei de dați avizii favorabile, discutați și nu s-a aprobat. Nu dar mai trebuie în politică să mai învățăm. Vreau să vă spun faptul că am celor niște situații și înainte de a vota cu bugetul, ar fi bine să avem. Da. Să aveți vreodată cu mine aici, să-l ideea. Bun.
Dar și dacă vă gândiți o primară de partizare... Domnul Primar, v-a convocat în ședință nu la ora 10. Se consideră cei prezenți, da? Că ați luat la cunoștință și nu mai avem posibilitatea să vă trimitem convocări scrise. Rămâne de anunțat doar domnul Rândar și domnul Antoniu. Luni la ora 10. Și comisiile vi le faceți cum credeți dumneavoastră de cuvință. Vorbim după ședință pentru comisie. Bun, înainte de a începe analiza materialelor, vă rog să expuneți punctul de vedere asupra procesului verbal de la ședința din 7 ianuarie. Dacă sunt observații, vă rog să le prezentați. Dacă nu, o să punem la vot și nu putem. Dar să mi se spună, stați un pic de moment, nu chiar așa. Să ne explice ce a fost pe 7 ianuarie, să se discute. Să dau citire, mai bine să dau citire. Poftim? Să se citească procesul verbal. Păi dar nu-i normal. Nu e ca așa. Așa ar trebui la toate astea, așa ar trebui să facă. Nu, gata, trece și zic că mâna și pe jumătate. Procesul verbal s-a pus la dispoziția dumneavoastră. S-audă și oamenii aici, sau... Prin regulament, spune că se pune la dispoziție. Dumneavoastră, ca și consilierat, o dată pentru Dumnezeu, anumite persoane, învățați și dumneavoastră niște regulamente pe care funcționați. Nu trebuie să-mi le aduc eu la cunoștință. Stimate domnule primar, dar am învățat din multe încât am descoperit toată comuna asta, am descoperit. Așa este, foarte bine, că e foarte descoperit. S-a făcut praf și bucății oameni, s-a făcut praf. De și prădurile, țelder și praf. Și face din vireșe. Mi-ai dat spus. Nu mai știu dacă mă provoci. Păi dar dacă vă provoc, dacă l-ați citit, puteți să nu-l votați. Puteți să vă abțineți, aveți N motivații. De asta vi se prezintă la picare. Deci nu mi-i spun în gură dacă totuși se poate discuta. N-am preluat ședința. Eu preiau ședința, știți care e pretenția. Înseamnă că aveți probleme în ședința de comisie. Dacă vreau să nu faceți activitatea corespunzător, nu este problema mea. Nu, vorbim. Sunt lucruri care sunt bine știință. Sunt bine știință și când e bine știință, nu știi, vorbești. Dacă nu știi ce să vorbești și nu știi în ce cadru te încadrezi legal, vorbești, că de-aia n-am pus nimic pumnul în gură. Dumneavoastră poate mai puțin. Dar asta este. Haideți să faceți cu aveți observații asupra conținutului procesului verbal? O să ne condiție materialele dumneavoastră. Dacă nu, îl spunem la vot. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Motivați, domnul Pătrânul. Ce să mai motivez? Am motivat de la ei, nu mai motivez nimic. De ce vă sunteți împotrivă? Aveți... E împotrivă și cu asta basta. Ce mai doriți mai mult? Vă rog, atât. Bun. Domnul președinte din ședință, domnul vă rog să vă preluați acum. Stimați colegi, de la început, așa cum știți situația, trebuie respectată ordinea și nu luăm cuvântul așa fiecare, facem aici un fel de curățenie. Ascultăm fiecare și ia cuvântul și își exprime opinia asupra proiectului de hotărâre și numai odată. Eu aș vrea de la început, înainte de a intra în probleme, aș întreba toate comisiile, Comisia Economică afară de proiecte de hotărâri pentru suplimentarea bugetului, rectificarea de buget, ăla s-a scos, nici nu era trecut în ordinea de zi, a venit domnul primar și a spus părerea. Avizele. Comisia Economică, Comisia de Învățământ și ce aviz ați dat? Afară de ala. Îi excludem de la punctul 10 de... pentru că nu era trecut în ordinea de zi. Economic am dat aviz favorabil afară de ala. Locau toate, domnul. Așa, iar alante... Comisia de Cultură favorabil. Cultură și favorabil. Favorabil cu câteva amendamente pe care o să ajungem. Bine, domnul Matei. Dăm cuvântul domnul primar. Domnul președinte, deci așa că pe sfârșit de mandat ședințele, prin lege nu sunt obligat să le expun proiectele de hotărâre. Așa că vă dau dumneavoastră cuvântul, da, să le citiți, să puneți spre aprobare și am să stau ca să aplicăm legea. Da? Poftim, uitați. Asta spuneți-l spre aprobare, așa dreptul s-a spus, drept de a iniția proiecte de hotărâre are toată lumea, da? Da,
dați primul proiect, când și le-au citit, știu despre ce este vorba. Da, primul proiect, materiale s-au pus la dispoziție, mai ales că ați dat și aviz favorabil. Îmi face impresia că ați studiat materiale și le știți deja. Noi acum mergem numai la votare, nu mai e nevoie. Dacă vreți să mai comentați ceva, mai comentați. Dar odată ce ați dat aviz favorabil, nu pot prea multe comentarii și completări. Dacă ați dat aviz favorabil. Asta e toată. Și mergem în ordine. Până nu mai citesc, că știu. 1. Discuții pe proiectul. La proiectul numărul 1 spune așa. Aprobarea cotizației anuală la Patrimoniul Asociat de Dezvoltare Intercomunitare Bacău, ADIB Bacău. Dacă aveți ceva de comentat la primul proiect. Eu vreau să spun așa. Poți, domnule. Noi am luat o leacă de plasă și cu adisul ăsta înainte. Ne-am trezit cu licitatorul unic, cu prețuri la gunoi, la adicul se ocupă de canalizare, de apă, de finanțări. Avem finanțarea pe Grânceni, pe Cuboi și partea erau, tot până aici. Deci, ce vreau să întreb? Deci, încercăm să facem finanțarea prin adicul. Ii vine, ii organizați la nivelul județean. Ori să vină cu prețuri la apă, la canalizare, la... Să nu ne trezim în situația cum ne-am trezit pe ADIS, că ne-a impus prețurile și pentru firme și pentru persoane fizice la noi, să ne impun un preț la apă, ne trezim cu 8, 9, 10 lei la metru cub sau... Deci am vrea ca ordonatorul de credere, care va fi în continuare peste 4 luni și în momentul de față, să fii mai atenți când iau decizii în cadrul... organizația ADIS. Eu sunt de acord cu finanțarea sistemului format, dar pentru a evita situația care a fost în cadrul ADIS-ului, cred că și noi, consilieri, să fim foarte atenți când vine și ne... vine câte un teanț dintre ăla cu norme de lucru, cu norme metodologice, cu licitații, cu... trebuie să fim mult mai atenți când votăm hotărârile astea. Da, eu voi fi pentru că avem în cadrul la timpul de lucrarea cu pădăjălțiu, voi și pe... Asta înțeles. Dacă cineva nu pune bun. Dacă nu punem la voi. Proiectul numărul 1. Nu, dar răspund, da. La proiectul de hotărâre numărul 1 era vorba despre aprobarea cotizației, care e 1000 de lei pentru Comuna Crezdești, nimic altceva. Într-adevăr, în perioada 2016-2020, suntem prinși și listele prioritare de investiții, cu investiții de 1.850.000 de euro, ceea ce înseamnă apă, canal, satele Brotuși și extindere de canalizare, cartierul... de aici, cum spunem noi, CFR sau Caterul Pălnici. Astea sunt. Deci era vorba despre aprobarea unei cotizații. Deci era vorba de aprobarea unei cotizații. Deci încă o dată se dă dovadă că sunteți persoane care nu citiți măcar materialul. Deci, domnule, eu știu că era vorba despre cotizații. Am zis să nu luăm în plasă ca voadisul. Că ăștia, după ce realizează, o să impună o firmă care este prioritară și o să vină cu prețuri la apă, la caracterizare. Deja la... Dacă noi, pentru societățile comerciale, în urma discuțiilor care le-am avut, s-a impus o cotă maximă de 0,5 tone. Deci, din start s-a redus la jumătate. Și de ce nu a fost acea taxă. De ce nu a fost dați-mi voie, lăsați-mă să termin. În urma... Deci... Eu consider asta și mi-asum, am spus întotdeauna, ceea ce fac în calitate de primar. Nu mi se pare o taxă foarte mare cea la cetățeni 3,9 lei. Dacă s-o cotiți la 20 de lei cât se lua ceilalți la casă, veneau cam 6 persoane. Și plătea și cel cu 2 persoane, și cel cu 5, și cel cu 6, și cel cu 8, poate. Dar e mai rar ca unde mai sunt 8 persoane. Ori acum media e 12 lei, 8 lei, 7,8 lei sau 90 lei. Problema era la societăți comerciale. În prima ședință, și chiar sunt printre inițiatorii la această problemă, mai sunt câteva primari, la prima ședință, adică din luna februarie, am discutat cu toți, să aducem taxa la societăți, că acolo era problema și înainte, undeva la 20-30 de lei, pe lună.
Și dacă omul 20-30 lei și-a dat 2 tone de gunoi, să plătească gunoi a dat. Deci o să se revină la multe lucruri. Înseamnă că suntem mai atent. Domnul primar a dat răspunsul. Dacă mai e cineva care vrea să discute la proiectul, dacă nu punem la vot, care-i pentru? Abține? Contra? 12. Mulțumim. Mergem la punctul 2 din ordinea de zi. Proiectul de hotărâre privind aprobarea cotizației anuale al patrimoniului Asociației de Dotare Intercomunitare pentru salubrizare Bacău. Noi în material ați văzut acolo cu cât contribui comunele, cu cât contribui municipiile, orașele mari, este material. Noi v-ați răzbăzut acolo. Cum spun, comunul cel mai cu locuitor de la 3.000, 5.000, 6.000, 10.000, în funcție de număr de locuitori. Ați observat treaba asta și asta ați dat așa disfavorabil, îl punem în discuție sau la primă. Cum vreți dumneavoastră, care vrea să ia cuvântul la... E vorba de modul cum vine și iau gunoaile, cu programul care l-au, s-au pus acele tomberoane în anumite puncte, unele sigilate, nu scrie nimic pe ele, ce se pună, unii spună că trebuie să-i gândăm cum ar să-mi prindă subiect și trebuie să vorbesc la reversie. Bine, avem și la divers, avem discutat, le dăm cuvântul la editați, la domnul editați care nu edităm plusul. Noi spunem pentru că avem materialul pus la dispoziție atâta cât discurs a fost, că este timp de trecut de revistă așa ce este în material. Dacă nu aveți lămuri, vă rog frumos să trebuiați că aveți dreptul primarul și noi să fim mai atenți și noi aia o luăm în frunte. Domnul Lungu, am spus, am atras atenția. Dumnezeu, sunteți foarte vocali, dar vă rog frumos, lăsați și pe alte percioate. Restul colegi vrea să spună și ei părerea. Dacă pot fi numai unul și restul cu poziția mutului. Da, s-a lămurit. Punctul 2 îl punem la aprobare. Care-i pentru? Mulțumim. Contra? 2. Abține? 2. 10. Nu vă supărați, la punctul ăsta putem și noi să vorbim ceva? Asta ce s-a da, când vă dăm cuvântul, după la... ce la... după ce da, se poate la diverse. Când da, la diverse, în afară de toate punctele de prioritate din lumea asta, unde puteți... Nu, ne dăm prioritate, dânsă să-și ia cuvântul și cu impost cu tot ce aveți. Nu credeam că dacă s-a luat deja. Domnule, adică aveți voi, Dantei, trebuie să ieșiți în materialul. Deci eu cum s-a votat. Nu că s-a votat o cotizație care plătește primăria. Punctul 3 din ordinea de zi zice proiect de hotărâre privind aprobarea actului adițional numărul 2 la contractul de lucrări numărul 1230 din 9-2-2005 modernizarea drumurilor locale satele Hertiu și Vrâncen, comuna Crăiești, județul Bacău. Este un act adițional la modernizarea drumurilor. Aveți ceva de comentat la capitol? Da, să vorbesc. Poate domnul Batamar. Este foarte bine că întâmplarea a făcut măcar o dată că la Hertiu se preconizează să facă o dată drumul ăla acolo. La Hertiu, la Vâncen, la fel. Sunt oameni care se uitați din lume și din comun acolo, peste apa aia acolo. Podul ăla în cartea să ferească Dumnezeu, că am trecut și eu de vreo două ori pe el, cu piciorul așa, nu m-am dus cu mașina cu om, dar să ferească Dumnezeu ce e acolo. Să credeți cu mașina dacă mergeți. Păi nu, că dacă eu mă duc cu mașina, e trotul și nu vreau să am tot. Când e apa, cu pot cu tot. Mă mir că v-a ținut când ați mers cu pas. Păi, dar cu pasul ne ține, domnule, să avem pas. Ne-a lăsat Dumnezeu, ne-a creat și cu picioare. Să continuă treaba. Și pentru asta sunt mulțumit să se voteze, care vrea, bineînțeles, eu sunt de acord. Ca să... Cel puțin știți ce conține actul adițional la acest... Ia uite, domnul primar, vă înțeleg foarte bine, cel puțin. Dom'le, dacă se face, lasă-mi să facă. Era să mă aleg la lucruri diverse, deci eu nu vreau.
Dacă vreți să vă dau voie la dialog, nu, 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 dacă vă mulțumesc, gata, dar vă dau cuvântul prima. Vă mulțumesc, Franz, discut mai mult. Dar vorbiți, eu vă dau voie să vorbiți, dar nu cu dialog, nu dialogăm. Nu dau voie la dialog. Dar nu-i dialog. Da. Ce s-a? E foarte bine, trebuia să facă. Faci un dialog. Da, vreau să vă răspund, domnul Vătămanu. Domnul Vătămanu, și eu mă bucur că ați realizat să faci acest drum. Eu vreau să vă spun că am 5 ani în calitate de primar. De când lucrez la acest proiect. Da. De la SF, PTH, până la modul de a alerga să obțină această finanțare care este de 40 și ceva de miliarde. Trebuie rămânele și... Da, așa este. Este umflată, nu este umflată de nu știu cine. Da. Dar vreau să vă spun că nu erau uitați cetățenii. Bani mulți pe investiții mari se aduc foarte greu. Sunt și cu efortul și într-un timp destul de lung. Deci nu poți să bazi în palme astăzi și într-un an se face. Nu. Ferească Dumnezeu. Orice proiect necesită anumite etape și anumite perioade de timp. Deci nu era uitat. Dacă de 5 ani să lucrezi, nu te-a venit momentul când da să se realizează. Am spus asta că a fost uitat de lume până în prezent. A fost uitat. Adică nu este. Și pistilinia aia acolo. Poți să faci tot și capătul ăla de la biserică. Domnule, lasă-mă să mă descerc de pormă. Nu vă lăsați, eu vă zice abătul. Așa. Și capătul ăla de la biserică până la capăt, să se facă până la capătul satului. Nu să se facă la pralea drumul ăla în apă, dar acolo, în pătune aia, acolo, vă rog frumos. Dacă vă spun că vorbiți în neștiință de cauză, vă spărați. Dar nici acolo a fost tot cu piciorul greu, nu am dus cu mașina. Păi, am văzut, trebuia să fac acolo un căiț unde sunt oameni, nu unde sunt frunze, copaci, măduri, iepuri sau urși sau lupi sau ceva. Vă mulțumesc, domnul primar, cred că nu v-ați supărat. Eu am dat să stima pentru mata. Și pentru domnul președinte de ședință, vă mulțumesc. Dacă mai e cineva la punctul 3. Dacă nu punem la aprobare, care-i tema? Contrabținerii minuții, nu? Vreau să vă spun că ați aprobat azi după. Deci modificarea contractului constă în cei 4% prin micșorarea TVA-ului. Deci era contractul calculat cu 24% TVA cu 20%. Asta însemna asta. Am zis că vă spun de domnul Vătămanu, dar n-am vrut. Deja e comisie. Și să mai spui, mă scol în picioare și mai zic că mi-a nu. Nu, umblat prin materie. Da. Proiectul numărul 4 din ordinea de zi. Privind organizarea rețelei de școlarizare în comuna Călui, județul Bacău, pentru anul școlar 2016-2017. Asta e învățământul, educația. Organizarea rețelei de școlarizare. Da? Care sunt domnul Matei Șrii, care-i treaba? Este consilier care răspunde la... Da, în principiu e același ca până acum. Da? Bine, da. Dacă domnul Anghel, chiar dacă e invitat, nu contează. Ce aveau no, probleme. Și apropo, rețea de școlarizare, da. Care da. Propunerea a fost toții de la școală, că sunt și știu mai bine ce au făcut. Da. Punem la vot. Pentru. Care? Abține nimic, mulțumim mult. Contra. Mergem la punctul 6. Așa trebuie să fie punctul ședinței. Dacă stăm așa, nu dăm un loc cu primarea Bețea, dar la punctul. La punctul 6. Proiect de prin aprobare organigramei. 5. Da. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de lucrări și acțiuni de interes local pentru anul 2016 ce se vor efectua de către beneficiarul legii 416. Atenție! Și v-ați uitat în material, ați văzut ce lucrări s-a evidențiat pe antrenanul ăsta cu oamenii care au dreptul beneficiază de legea 416 cu ajutorul social. Aici cred că aveți lipiți cu cap. Da, e 416-2001 cu obligații de muncă. Obligații de muncă. Poate domnul Roșcar. Da, aici la punctul numărul 7 da. Este la 5. La 5. La numărul 7 din planul de lucrări. A, da. Așa. Este strângerea și depozitarea gunoailor de pe domeniul public în zonele de interes, monumente istorice, este vorba aici despre Casa Rosetti. În spate sunt o grămadă de gunoaie. Aici spune că acțiunea se efectuează permanent. Ora a trecut o lună de zile și acolo nu... Deci e o mașină de gunoi. Care trebuie văzut.
Și nu numai, pe toată raza Comunei Căiuți, făcută o curățenie generală, ca acum, după momentul zero, cu strângerea gunoaielor de către firma de salubrizare, să vedem unde ne situăm, dacă mai sunt sau nu gunoaie, că așa, ăstea sunt din perioada trecută. Iar la punctul numărul 8, avem curățarea izlazurilor de cufișuri și creni uscate. Care izlazuri mai sunt? Că sunt concesionate. Cele care nu sunt concesionate. Bine, avem la Vrânceniu, nu? Nu, nu mai Vrânceniu. Noi avem 1420 de hectare și sunt concesionate 276 de hectare. Din cele 800 și rămase sunt 470 de hectare de pădure, iar restul este pășuni împădurită, sub altă formă de izlaz. Am văzut acțiuni de defrișare, curățare, cu cei făcute de altcineva, dar cei de la 416 n-am văzut pe niciun izlaz să presteze astfel de muncă. Da. Și deci acolo, ca să nu fie discuție, are dreptate doamna secretară, să scrim acolo neconcesionat. Adică tăre care face da, pentru că se iau niște bani și nu se poate să facă supravețele. Atât aș avea de... Mulțumim, domnul Roșcan, are cuvântul pe domnul Vărnier. Pe baza acestui proiect aș avea și eu ceva de spus. Aș dori compartimentul, conform compartimentului de specialitate, să ne prezinte la următoarea comisie din februarie, ordinară, un raport clar cu ce volumul de lucrări efectuate în 2015 de toți cei care beneficiază de decretul 416. Și un tabel nominal pe persoane. Cei apți de muncă. Dar le aducem, nu le prezentăm. Da. Deci volumul de lucrări pe 2015. Da. Vreau să vă spun, dumneavoastră, la acest plan puteți veni cu îmbunătății, cu idei, cu alte tipuri de lucrări ce dăm. Noi venim cu propuneri. De asta e proiect de hotărâre. Dumneavoastră puteți veni și cu altceva. Și facem toate reportatele. Da, nu, dar zic, dacă mai în afară de ce este prins, mai puteți suplimenta. Care vrea să mai discute? Din Martina. Am venit din oraș. Deci am venit din oraș acum o jumătate de oră și la intrare în comuna Căiuți, pe stânga, e o parcare, o știți cu toții, pui plângi cu noi acolo. Și tot cei de la 416 au mai făcut defrișări din zonă, când au venit la cărat, au mai tăiat, dar trebuie să fie cineva care se ocupe doar de asta. Și dacă vine mașina săptămânal să iei cu noi, să se vede conecteze și cu noi la aceste tomberoane care sunt. Ai dat la ieșire în comună. Să vă spun ce se întâmplă cu aceste tomberoane. Acolo este un miez al problemei. Parcarea cu tomberoane nu aparține de noi. Este a drumurilor naționale. Dacă sunteți atenți odată la lună sau când au echip, trece cu mașină și mai adună. Nu, datorită, datorită mizeriei foarte mari care se acumulează acolo la diferite persoane care se duc acolo și lasă sacii, noi o curățăm. Și astăzi, eu am venit la Unește, în urma dumneavoastră, era mașina aici, era unul de-a lui Marin care era și rădea foc. Niște câini acolo. Așa este. Deci, practic, nu este a noastră. Dar o mai curățăm. Deci, avem pe cineva de-a lui Porcaru care este pus să aibă grijă permanent. Acolo azi facem 3 zile, chiar vreo vedeți la fel. O să încercăm. Am stat de 2-3 ori cu pază. Acum cred că o să achiziționăm 2-3 camere din alea video care le punem mascat undeva și țin 24 de ore și o să vedem cine îi pune cu noi. Permanent care ne umple. Stai de pampers, de hârtii. Da. În condiții normale n-ar fi obligația noastră, dar este urât și se vede viraza teritorială. Dar nu e obligația noastră, nu putem sta așa. Îi faci noi de des, nu spate. Da. Trebuie cerul la Domnul Național. Eventul ăsta nu putea trece, că trebuie făcut presiune, dar zic că e în regulă să faceți un pic bărnit. Mai aveți un... Mulțumesc. Domnul... Vreau să pun o întrebare. De atâția ani. N-am avut o prietenie cu niciun om care arunce cu noi acolo. Ca acolo unde ei care se dă mânta, nu mă dă mânta. Nu mă așa dă mânta, să mă. Aruncă ca porc și plăță acolo. N-am avut o prietenie niciodată niciun om. N-avem politică comunitară, n-am avut. Iar n-am putut, iar nu puteam să luăm o măsură acolo. Hai, dar politică... Asta am putut. Domnul Bătăman. Avem la școală, la Popene, acolo avem care strânge gunoi, îi am un coș din ăla pentru gunoi. Stimați domnul, de cât îmi reamintește că îi cară ăștia gunoi, niciodată nu l-a... Când se umpli, vasul jos, iar îl umpli, iar îl vasul jos și nu vin ăștia cu gunoi în zi. Ăștia cu gunoile care a pornit-o, acum au pornit-o foarte prost, din care afară de prost, vă spun. Dacă eu mă întâlnesc cu dânsi acum acolo, unii magazinul ăla, ce stau și băi, uite, sunt cu tare, domnul, du-te, domnule, de aici, că n-ai venit noi treabă cu dumneata. Noi știm ce avem de făcut.
N-ai cu cine să stai acolo. Degeaba te zbați la noi, la comună. N-ai cu cine. Ăștia cu gunoaiele, pur și simplu își bate joc, nu numai de noi, de toată comuna asta, care a venit acum. Ca să știi. Pentru totdeauna să știi lucrul ăsta. Dacă eu stau de vorbă cu el și de tame, domnule, ce discutați cu dumneata. Vă mulțumesc. Mă scuz. Dacă nu mai e cineva, am să... Dacă îmi permite și de acum... Da, dați, vis-a-vis ce am spus eu. Deci am merge cu un punct de text, pentru că și tu ești oamenii și pentru aici. Sper să înțelegeți. Da, o să-i dăm cu domnul. O să ne răspundă și domnul primar după ce... Deci, nu știu o părere. Deci, ce am spus eu cu acest... Domnul Cozilea, ce se întâmplă de fapt și de drept? Pun punctul 13 și câteva zile se prinde și aici. Avem... Urmărirea ce că e, ca lucrare e prinsă. Deci, ca acțiune. Nu disting... Nu disting poșoana. Urmărirea poșoanei. Hai să o lămurim, mărerea. Clarificăm. Nu, nică, bieși ca asta... Nu se înțeleagă, stăm și tocăm până când înțeleg toată lumea trebuie să înțeleagă respectivă. Popul ăsta e așa, din să înțeleagă toată lumea. E prins ca lucrare, pe domeniul... Dacă plecăm așa de aici... Deci, așa, pe lucrările astea s-au lucrat și am trecut, pe categoriile astea. Și așa au făcut anul trecut acolo. Deci, trebuie avut o lecție, deci, în oare să fie vorbim. Eu la ce vreau să mă refer, la Pasche 16, este o lege foarte bună, dar nu e respectată cum trebuie de multe ori. Ce se întâmplă? Avem oameni destui sănătoși care primesc ajutor social și trebuie să presteze numai rețin câte ori. Dar deficitarul nostru e de altă natură. Așa. Deficitarul nostru e de altă natură, că nu avem om anume în care să ocupe să țină evidența. Cantitativ și calitativ. Pentru că, indiferent, un șef de echipă de la 3 oameni în sus poate să fie șef de echipă, să urmărească ce facă. Măi, că am comunici, că domnule, 2 lucrează, 1 asistă sau 3 lucrează, 10 asistă. Nu! Așa trebuie românul învățat să fie urmărit și cantitativ și calitativ de lucrări care se execută. Dacă nu avem o evidență clară, trec orele aiurea, lucrări nu se face de igienizare la nivel de comună, nu se curăță izlagă, nu se curăță mărăcine pe unie, nu se adună gunoaie, asta atâtea. Vezi în curca mare unde am pământ, acolo vin și toarnă sace de toate minunile oamenilor. E minorocire. Și nu numai la noi în comun, am fost în județul Vrancea. Cum ai luat-o prin panciul, din norocire, toate bucățele vile spline cu pungi din ajutor. Ăsta e român. A venit timpul să plătim. Nu vă supărați. Din 26 de ani, nu ne-a luat nimeni la întrebări. Uniunea Europeană spune clar. Fraților, faceți curte, curățări în curtea dumneavoastră. Nu, faceți, plătiți. Este la nivel de primărie de cine se ocupa de ce. Trebuie de asta, că eu de ce accentuez aici? Trebuie cineva pus cu responsabilitate. Dar să se ocupe. Eu nu spun X sau Y. Dar îi spun eu dacă îmi dai voi. Nu, lasă că știi cine are de copii. Da, vă mulțumesc. Domnul primar, proiectul ăsta pe altă ceva. Noi am propus lucrările care se efectuează. Eu nu discut decât pe subiectul proiectului hotărâri. Altceva colateral la diverse, dacă vrei. E nu, am zis pentru a se face și a se da, dar merge în filet. Și noi am făcut o situație de lucrări, dacă cine cu altceva, da. Restul răspunsurilor mi le-am notat și vi le dau la direcție. Proiectul numărul 7. Păi n-am făcut la vot, da. Care-i de-a? Pentru. Oanda. 11 pentru 6. Mergem la proiectul numărul 7, privind aprobarea propunerii privind evaluarea performanțelor personale. 6. Dar ce tot mă grăbesc eu? Să termin mai repede. Aprobarea organigramei și a statutului de funcții pentru aparatul de specialitate a primarului comunității de Bacău pentru anul 2016. Deci, statutul de funcție și organigrama, dați-vă, era aprobată.
Am venit, este aprobat, noi avem o singură modificare față de ceea ce știți, ocuparea postului la achiziții publice, compartimentul principal, vechimea specialitară pentru ocuparea funcției grad profesional principal este de 5 ani, iar prin gradul profesional superior este de 9 ani, l-a transformat în superior ca să rămână o persoană calificată pe domeniu. Atât era, singura modificare. Aveți ceva cu un trecet venit la proiectul ăsta? Dacă nu, supunem la vot. Care-i teama? Împotrivă, abține nimic. Acum mergem la 7. Aprobarea propunerii privind evaluarea performanței profesionale individuale al secretarului comunicării. Doamna secretar, aici e cu toată. Aveți ceva de comentat? Punem la vot. Care-i ta? Deci să vezi, domnul... Mulțumim. Împotrivă, absolut nimic. La 8. Hai că merge direct. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de ocupare funcțiilor publice pentru 2016. Aici domnul primar poate să-l spune. Da, doamna secretară. Posturile vacante din statul de funcții, dacă faceți corelarea, să vedeți că se regăsesc aici. Da? Da. Și să propun an de an să le scoatem la concurs. O să vedem, domnul primar, dacă are resursele financiare necesare, să le scoate sau mână în concurs. Asta-i tot. Da. Avea resursele. Da. Poate duc. Deci noi supunem prin votare de Consiliu aprobarea de acestor costuri. Și de multe ori apare de reile s-a afișate cu data când se ține examenul. Când... Da. Eu, părerea mea, și dacă consilierii s-o opun. Ați să o pun. În ființarea posturilor respective. Deci la ființarea posturilor respective. Deci la asta mă refer. Deci considerați că pot opune la ființarea posturilor respective. Și examenul de veia fișă. Acum vreau să spun un lucru. Deci niciodată executivul, care înseamnă primar și aparatul propriu al executivului, nu poate să scoată la compus un post dacă el inițial n-a fost aprobat în organigram. Bun. Deci, punct și de la capăt. Deci, nu credeți dumneavoastră vreodată că aș fi scos la concurs un post care nu era aprobat, să nu era în organigram. Deci, a supus la, la vot, aprobarea postului. Iar organigrama este făcută în baza unei legi care permite un anumit număr de salariați, și anumite funcții publice, contractuale și tot ce mai este. Spus, domnul primar, dar acum un an s-a votat postul ăsta cu banul în organigram? Poate, domnul locu, da? Deci, n-am văzut. Deci, n-am mai avut-o. Procedura, bine că ați văzut pe ușă. Și am văzut avizarea mea. Adică, scuzați-mă, chiar să mă faceți să cred că nu știu. Dar, de fapt, 99% v-ați opus tot timpul la videoclipă. Deci eu nu m-am opus la niciun post înființat în cadrul Consiliului. Nu, la, eu vorbeam de, în general, de proiectul. Da, care nu-s... V-am spus, la bine vă sprijin, domnul primar, dar rău niciodată. Și acum am făcut mai rău. Numărul de posturi se raportează la populație, da? La un mod de lucru. Și se comunică din sistemul prefectului în fiecare an numărul de posturi. Acum nu am apucat să trimite. Transformarea asta nu, nu afectează pe nimic numărul. Deci transformarea pe grade profesionale. Da? O să mai vină ulterior adresa de la sistemul prefectului și o să se punem din loc aprobări. Să vedem dacă sunt modificări sau nu. Ne-am încadrat. Aveți cineva de corpătate? Elit profund, ceva. Pune-l la bă. Care-i teamă? Abține. Domnule, vă abțineți? Nu, nu, nu. Nu, nu, nu. Și finala? Punctul 9. Ultimul 9. Ai cu completarea eventar domeniul public. Da. Este vorba de trecerea în domeniul public a unor suprafețe la Conacul Rosete, care face obiectul unui proiect de finanțare privind refacerea obiectivului de culp. Dacă sunteți de acord. Care e de acord? Vreau să vorbesc și eu. Pochet că ți-e la acord. Domnule, Previința Conacul ăsta a fost de când era Dănină.
s-a dus, s-a aprobat la doamna Muscă, care a fost ministru atunci, și s-a aprobat niște bani să facă, s-a făcut. Dar s-a ajuns, s-a distrus acum, de scoate și felul vechi din perete. Pot demonstra, care vreți de dumneavoastră, mie ce spune și pare. Felul vechi să scoate din perete. De cine nu știu, n-am văzut. Așa. Dar cred că batem apa în piu și nu văd eu prea mari rezultate să fac. Ar fi foarte bine să facă, dar nu cred. Sau ce scrie acolo, vreo 400 de mii bani la Casa Rosetei ca să termine, doamne. Nu, nu, eu vă mulțumesc. Nu, nu e atât, ai vreo 30. Nu, scrie. Nu, așa, oricum, îmi cer scuze dacă am greșit. 40.000 să plătim diferența de studiu de fezabilitate. Da. Și 100.000 pentru, nu cofinanțare, pentru firma care... Bate, mă, Pampiu cu casa aceea și nu-ți face nimic. Știți cum multe s-au bătut la Pampiu, după părerea mea, dar s-au realizat în timp așa. Da. Eu v-am mai spus într-o ședință ulterioară, vă repet la infinit, domnul Vădămoare. Vă respect ca om de cultură, vă respect ca consilier. V-am mai spus un singur lucru. Când mai sunt probleme care dumneavoastră gândiți că se pot realiza și doriți să le faceți, nu, nu, ca și consilier, dar mă lăsați să termin. Dar ce nu mă lăsați să termin? Nu sunt bani la mine, că nu sunt banchier. Deci v-am zis, puteți iniția proiecte de hotărâre, puteți veni cu idei, cu surse de finanțare, cu diferite măsuri pe care se pot obține fonduri, aveți această putere. Puteți să o faceți. Nu credeți că dacă cineva este consilier, vine, ne certăm și atât. Dar nu, nu, nu mă certăm, mai aveți dumneavoastră niciodată. Dar să vă, aveți și alte puteri ca și consilier. Să spun așa, avem puteri, dar suntem zero. Ca la cultură. O țară cu cultură, mă spune, zero. Așa. Noi suntem zero. La capitolul reapacere, dacă îmi permite și-mi ia să spun părerea cu reapacerea Casei Rosetti, conacului Casei Rosetti, problema se pune că cultura de la Bacău ne-a împiedicat și Ministerul Culturii în prima fază când noi am vrut să reapacem atunci când a luat foc, știți, când a luat foc în primul an atunci, cu, era domnul primar Danilă, domnule, hai să vedeți, nu, doi, la Bacău, ăștia de la minister, nu, domnule, cultura, ne lăsați pe noi, că facem noi. Ce au făcut? Au pus pe frața aia, cum le spune Drăgan, n-au finalizat lucrarea, n-au terminat acoperișul, a plouat, s-a distrus, s-a furat ușele, ce a făcut pe acolo? N-au finalizat, nu i-au plăcut. N-au luat banii, cât au luat, cât n-au luat, eu știu ce au făcut, și a ajuns, iar acum să dăm alt bani. Domnul Batamanu la capitolul ăsta a avut dreptate, pentru că ce s-a mulțumesc, Macala. Dacă noi, dacă îl dădea ca obiectiv primirii primării, spunea, domnule, răspunzi, el, domnule, îl face răspunzi, da, așa, cultura, nu te baga peste cultură. Ce aveți treabă dumneavoastră cu edificiul ăsta, că ia culturii? Și de asta a ajuns în situația asta. Nu suntem noi vinovați, nici consiliul local, nici conducerea primării. Trebuie ăștia de la Bacău, luați ăștia de la Bacău, că s-au aruncat niște bani, anacul. Tot depinde numai de noi. Noi trebuie să scoatem la nivel de comuna asta, Consiliul Local, pentru cultură, bani din piatră sacră. Vă spun sincer, că o comună fără cultură e pierdută exact acum o oaie, un miel la oaie, care n-are lapte și-o lasă să moară acolo. Așa e fără cultură comunală. Vă spun, deloc nu-i, niciun gram. Că s-a făcut o revistă, să citească pe prima pagină a revistei din partea stângă, cum s-a bătut la mașină acolo. Eu nu mai vreau că mai sunt personalități aici care ne ascult. Nu vreau să rezulte că... V-am zis și-o repede, sunteți membru cultură, sunteți atât de bun orator. Așa? Dacă fapte nu v-am văzut. Ca fapte nu. Indiferent ce a vrut să facă cineva asta, ce s-a încercat să facă pe cultură, n-a fost bun din punctul de vedere. Dar dați pentru numele Dumnezeu o idee odată, ceva păi bun. Dăm, dar ce vreți să facă la cultură? Hai să dați să-mi țurca mâinii la cultură, dar este așa credeți. Am vrut să păi se facă, dar nu se face. Ce ați vrut să faceți? Ei, să bat, 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 să banii s-au vărsat la aeroportul ăla, în loc să găsim, domnule primar, să găsim o soluție la sfârșit de an. Să dăm colo la băieții aia. Hai că nu suntem la discuție, dar m-a provocat în dat băieții. Dar vă provoc la ce vrei. Așa. S-a dat bani la iar Maroc în loc să se deie la școală, la sfârșitul anului, la copiii aia, măcar o jucărie, o bomboană, ceva.
Nu s-a dat din bugetul ăla care s-a dat la cultură. Măcar atât să înțeleagă ceva. Nu s-a dat nimic. Asta de vorbă cu domnul ăsta, că eu nu sunt în comisia aia acolo. Și am zis, domnule, să facem toți. Ce să facem? Sunt făcute pentru toți cetățenii. Să facem, n-are ce facem. 80% din cei care întrebăm s-au bucurat de ele, să știți. Și le-au apreciat ca atare. De ce n-ați vrea dumneavoastră cu altceva? Să spuneți, vreau la cum mâine să fac o expoziție cu nu știu ce. Și așa ajungă toată lumea să n-ai de ajungă banii. Sunteți orator din Avestrea. Toată lumea. Au să mănâncă de la gunoi. Așa e. Vă mulțumesc, mă scuzați. Hai să vedem ce obțurcă. Merge. Dacă mai aveți prin marginea proiectului, nu mai aveți ceva de complet asta. Nu? Pune-l la carică. Împotrivă, abține. Și eu mă abțin eu, și eu să mă abțin. Pentru cererea. Vedeți cum vă abțineți? Dacă se mai abțineau încă 5-6 consilieri, nu puteam să facem proiectul pentru reabilitarea conacului Roseti. Da. Și spuneți că vreți să faceți ceva. Păi cum să facem? Cum să-l mai facem? Păi cum să faceți? Banii să dau și așa să dau banii și să duc la mama. V-am dat voie. La ce da știți? De ce nu respectați? Măcar colegii, că ascultăm. Pentru cele 9 puncte din ordinea de zi, proiectele s-au aprobat. Vă mulțumim 100%. Trecem la ultimul. Ditese, în care dăm cuvântul lui domnul profesor Adarac. Da. Domnii invitați care sunt, îi dăm cuvântul. Da, mulțumesc. Cu privire la ultimul proiect hotărâne, sau penultimul care a fost, și se referea la cele două posturi scoase la concurs. Aș vrea să întreb din ce compartiment ar face parte, pentru că am și eu aici o schiță de organigramă și am văzut că pe fonduri europene sunt 3 posturi vacante, la SVSU, situația voluntară a serviciului de urgență, avem un post vacant, la achiziții publice, așa cum spunea domnul primar, avem vacant și acolo, consilier personal vacant, pe fond funciar domeniul privat vacant, mai avem vacant și la protecția persoanelor cu handicap, persoane adulte, cele două, asistent medical comunitar și asistent social comunitar, nu știu la ce compartiment, de ce compartiment făcea parte, pentru că aici nu apare. De asta am ridicat problema să-mi spună domnul primar, pentru că am organigrama în față și nu apar cele două posturi care... Da. Cele două care scoase la concurs pe UNICEF. Vă răspund eu aici, e compartiment de posturile asistent medical comunitar. Asistent medical comunitar și asistent social comunitar. Sunt un compartiment nou înființat, furnizare servicii sociale integrale. Există finanțat... Și nu trebuie aprobat de Consiliul Local dacă e nou înființat. Nu s-a aprobat, deci organigrama care este aprobată... S-a aprobat în decembrie. Este din decembrie aprobat. Nu puteam să scot la concurs dacă nu era aprobat. Păi nu, tocmai de asta, că eu știam organigrama și dacă dumnealor știu că au aprobat, m-am spus și eu. Nu trecut, că altfel nu se putea scoate la concurs. Da? Și sunt finanțate de UNICEF. Pe perioadă 2 ani de zile, am înțeles. După aceea trebuie să ne gândim de unde... Ele sunt pe perioadă de terminată. Nu este de aici, nu trebuie să mă gândesc. Dacă nu dau randament, după 2 ani nu trebuie să mă gândesc să mențin postul. Foarte bine, domnul primar. Tocmai, dar atunci stau și mă gândesc pe 24 august, când s-a ridicat de către domnul Vatamanu problema că poliția comunitară nu face nimic, dumneavoastră i-a spus, faceți proiect de hotărâri ca să o desființăm. Nu s-a făcut. Poliția comunitară dă randament? De că stau și... Eu sunt și o masă cală de sfârșit, domnul. Am și o masă cală. Din punctul dumneavoastră de părere este cel care îți spune și îl respect. Dumneavoastră trebuie să respectați punctul meu de vedere personal. Eu respect categoric, dacă acesta este... V-am mai spus un singur lucru într-o discuție privată și îmi pare bine că ați atins-o. Da. Deci, poliția comunitară funcționează în baza unei legi, care pe noi, ca unitate teritorială administrativă, te obligă să ai această poliție. Ori dumneavoastră, eu când am spus-o, am spus-o destul de tranșant și destul de bine, că eu nu-i opresc pe domnii consilieri să fac un proiect de hotărâre și o repet, să renunțe la poliția locală. Eu nu-i. Și cine votează și asumă. Nu eu, domnul profesor. V-am mai zis, eu sunt executiv. Propun. Știu. Ați văzut astăzi pentru că ați fost aici dumneavoastră prezent și pentru că v-ați spus o anumită părere despre anumite competențe a consilierilor,
De asta am vrut să vedeți că pot să știu și cunosc regulamentul și legea și merg pe lege. Și eu am participat la peste 160 de ședințe în Consiliul Local. Deci putem fi și altfel, nu-i nicio problemă. Știu. Și tot de asta vă dau eu mâine v-aș spune dumneavoastră un singur lucru. Sunteți consilier. Ați inițiat un proiect de hotărâre să desfințați poliția locală? Vă întreb cu da sau nu? Deocamdată nu pot să ne spun până când nu sunt consilier. În momentul, dacă aș fi consilier, nu ce aș face și mi-aș asuma. Dar îmi permit să întreb și eu pe domnul consilier dacă se desfășoară de fiecare dată așa și dacă studiem materialele înainte de ședință așa cum se dovedește, atunci se explică de ce aplicăm de 3 ori impozitul mai mare la persoanele din localitate. Pentru că în discuție dinainte de ședință, domnul Matei spunea, domnule, dar nu mi s-au spus de 2 la 1000, de 0,2% ăla mai știu, ne-au spus de 5%, că am mărit cu 5%. Era bine dacă mărească cu 50%, domn primar. Dar dacă mergeați pe același coeficient de 1 la 1000, adică 0,1%, pentru că a avut grijă guvernul. De la 397 de lei l-a mărit cu 50,5% și l-a dus la 600 de lei metru pătrat construcții din cărămidă și beton. La construcții case din chirpici, din șipcă, din mai știu eu ce, guvernul a avut grijă să ridice prețul de la 114 lei la 200 de lei. Deci cu peste 80% a mărit guvernul. Și dacă guvernul a făcut 180%, iar domnul primar v-a propus 2 la 1000 în loc de 1 la 1000, deci a fost 1 la 1000 până anul ăsta, v-a propus 2 la 1000. Ați dublat dintr-o dată ăla 180%. Și s-a făcut 360%. V-am făcut calcule, domnilor. La casele de cărămidă, beton și așa mai departe, s-au mărit prețurile de 3,02 ori. Deci impozitul de 3,02 ori. La casele din lemn, chirpici, șipcă, de 3,508 ori s-au mărit prețurile. La anexe, majoritatea anexelor am ținut cont că sunt din chirpici sau din lemn, s-au mărit prețurile de 3,33 de ori. Pentru că, și vă spun de unde, înainte la anex era 45 de lei, acum e 75 de lei, l-a făcut guvernul. Iar executivul a venit și v-a băgat pe gât dumneavoastră când a studiat legea cum trebuie înainte în comisiile de specialitate, ca să veniți să-i cereți contabile și celălalt explicații, domnule, care este împovărarea care s-a pasă pe Consiliu în 2016? Cu cât trebuie să... Și trebuia analizat foarte bine. Nu, dumneavoastră ați venit, ați ridicat, v-a întins o cursă cu 0,2% ăla care înseamnă 2 la 1000, pe care dumneavoastră n-ați realizat-o. Și acum am ajuns să avem impozite de 3,508 ori mai mari la casele din chirpici, respectiv din lemn, din bârnă. Iar la anexe v-am spus cum. La cei care au case și beneficiază. Da. Îmi dați voie, că toți vorbiți, eu vă las. Da. Dumneavoastră să vorbiți, că n-am nimic împotrivă. Da. Dumneavoastră anul trecut ați plătit în jur de 60 de lei. Da, și acum plătesc 180. Să vorbesc, eu vorbesc pe hârtii. Eu nu povestesc. Domnul meu, dar eu vă... Dumneavoastră sunteți profesor de matematică, ar trebui să fiți cu știința exactă. Exact. Dumneavoastră sunteți cu româna, cu și eu sunt cu știința exactă, când ne-a schimbat rolul. Foarte bine. Dumneavoastră astăzi plătiți pe clădire din cărămidă din 92 de metri pătrați, 115 lei. Așa de mult v-am împovărat. Domnul profesor, am în față o fișă fiscală extrasă pentru dumneavoastră pe cont. Deci eu vorbesc pe cifre. Cu tot cu anexe. Dați-mi voi. Aveți anexe din lemn de 98 de metri pătrați pentru care plătiți astăzi 15 lei. Da. Raportat, mă aflu și o întreabă. Da. La un minim venit așa care l-aveți dumneavoastră, dați comunității 0,01%, cam așa. Ori dacă dumneavoastră credeți că eu v-am împovărat și vă spun de ce s-a ajuns aici, eu n-am făcut nimic în afara legii. Nici nu. Să mă explic, că tot vorbiți. Bugetul
pe anul care vine, pe 2016, prin influențele care sunt, prin anumite taxe impozite care nu se mai încasează, și prin anumite taxe care spuneți dumneavoastră de 3-4 ori că trebuia să încaseze, încasăm în jur de 800 de milioane taxe și impozite pe locuințe și terenul, și tot acolo este suma pe anul ăsta, ar fi trebuit ca bugetul Comunei Căiuț pe 2016 să încaseze de la terenuri, case și locuințe vreo 2.400.000.000. Nu este, nu se întâmplă așa ceva. Una. A doua. Este o greșeală care mi-o asum. Am spus, sunt un primar care mi-a asum ce am făcut și ce fac. Indiferent de situații și indiferent de condiții. De când sunt primar, n-am aplicat până anul ăsta când la propunerea domnului Laurențiu noi veniți cu 10%, dânsul a zis 5%. Corect. N-am aplicat niciodată o majorare în afară de ceea ce era influențele de 4%, 5%. Ori acest lucru, că nu este, v-am zis, dacă astăzi credeți că în condițiile normale, o casă, asta e dumneavoastră, unde dați mult tare dumneavoastră. Dar dacă vi se pare normal ca o casă din lemn de 72 de metri pătrați, că am luat el, îți dotar. M-ați învățat la școală să mă pregătesc bine. De 72 de metri pătrați din lemn, dai 23 de lei astăzi. Și pe o clădire anexă de 21 de metri pătrați, dai 3 lei. Dai 26 de lei astăzi. Dacă nu ați să gândiți că eu ca primar am împovărat populația asta, îmi dau demisia acum scris. A, greșeala este că dacă veneam cu cotele care trebuie, cu cel 2%, cu 10% an de an, știți unde eram astăzi? Nu, dar lăsați-vă să termin. Da. Eram undeva la 3 miliarde în casări. M-am dus și am făcut o cercetare. La o comună, nu dau nume. De 3200 de locuitori, cât figurează la recensământ, încasează cu 600 de ani mai mult ca noi la tax și impozite. Este normal. Înseamnă că eu am împovărat populația, ăla la jumătate de populație, ăla e un șmecher, a lăsat așa. Domnul profesor. Domnul primar, sunteți un om de știință, vreți? Când mai veniți prin dea discuții, de ce nu s-a făcut canalizare? De ce nu se fac drumuri? Domnule, la orice investiții, chiar dacă atragi fonduri europene, comunitatea trebuie să vină cu ceva. Trebuie să vină cu o cotă de finanțare. Credeți că dacă mergeți pe situația în care, domnule, hai să renunțăm la tot ce înseamnă taxe și impozite, comunitatea va putea trăi? V-am spus că un apartament cel mai jegos plătește 1.600.000. Și ori 4 sau 5 cât îți pe nivel, cât iau o primărie Camănești, mi-a spus, cu gradele de oraș, da? V-am întrebat ce vă lipsește dumneavoastră în afară de Onești? O canalizare care poate face. Ce vă lipsește? Liniști, beton aveți, dacă am făcut lipsește o casă de cultură, îmi lipsește un teatru, îmi lipsește un cinematograf, mergem la Onești la teatru. Domnul primar. Nu se pune chiar așa problema. Eu nu cred că dacă dumneavoastră astăzi, la ce gospodărie aveți plătit, 130 lei v-am împovărat. Doamne, eu unul sincer și v-am dat ca să vedeți așa în paralel, și părinții mei au venituri la jumătate față de asta. Tatăl meu plătește astăzi taxe și impozite și nu m-am sfiit să merg 836 de lei pe casa care are acolo. Și poate mai modern un pic mai mult ca din asta. Pentru că are economic în casă. Ce economic? Lăsați economic, pe la plătește 3 milioane separat. Dar vreau să... Ați făcut modernizări și are suprafață. Și dumneavoastră ați făcut modernizări. Am acoperit casa, domnul primar. Atât, am pus tablă. Rest, n-am făcut nimic. Cred că și în casă v-ați mai făcut-o. Cunoști legea, domnul? V-ați mai făcut și altceva. Asta nu mă deranjează ce ați făcut. Nu intră că... Dar nu, da, e modernizare, să știți. Nu vreau să ne contrazice, dar vreau să vă spun ca fapt divers. Eu vreau să vă spun un singur lucru. Și nu intrăm în... Nu vreau să intru în polemică până asta. Dar eu vreau să vă spun că aceste date sunt pentru absolut toți locuitorii comuni. La toți se aplică aceste măriri. Că eu voi avea de unde să plătesc, tot m-am dus să plătesc. Când se plecase doamnele de la impozite, plăteam astăzi locuința și terenul. Mai aveți o reducere de 10%, vă duceți undeva la 12 lei. N-ați mai spus că până acum pe teren eu plăteam 9 lei, datorită guvernului, nu datorită dumneavoastră, și dumneavoastră l-ați mărit prețul, acum plătesc 49. Am și eu... Aici, uitați că am 49 de lei la plus 130 la casă, deci 179 în loc de 61.
Mamă, uitați aici chiar, mamă, niște exemple. Dar nu pun problema mea. În 2015, 96,9 metri pătrați, este al pădurii Alin, din Popeni, 228 lei este impozitul. Deci, eu nu mă văd. M-am zis, este greșeala. Eu ca primar, 12 ani, ultimul an, și regret că n-am făcut și era. Da, să consiliez. Și atunci trebuiau puse frumos, trebuiau măririle care să cereau filegii. Dar și nu dumneavoastră greșiți. Pentru că legea fiscală 227, da, respectiv 571, da, spune măreați până la 20%, dădea voie până la 20% din cifrele date de guvern conform anexei 1P, clădiri cu toate beneficiile și clădiri. Casa lui Angel Cornel, știi? 101 lei impozit. 101 lei. Deci nu vorbim mai departe cu ce am împovărat populația. Dumneavoastră, îmi spuneți că eu am făcut o propunere pe baza unei legi și s-a aprobat? Nu, domnule, nu, eu nu păcălesc consilierii, cum ați spus dumneavoastră. Puneți în ședință, cum ați spus dumneavoastră, de domnii consilieri. Asumați-vă, nu, eu nu spun eu. Dumneavoastră, eu asum pe aliment. Dumneavoastră spuneți și părerea ați avut de dânsii. Și cum ați vorbit de dânsii. Dumneavoastră ați spus așa, eu le-am propus. Dacă le propuneam să se spânzure, votau să se spânzure. Eu s-am zis, da. Cum ați spus și n-ați cerut ce părere ați spus de dânsii. Eu am spus că aveți cel mai slab consiliu. Nu, lăsați altceva. Spuneți pe nume exact cum ați zis. Cel mai slab. Asumați-vă, bă, și vedeți pe televizor. Asumați-vă ce a spus. Eu nu vreau să spun. Eu cuvântul, dar vreau să aveți. Eu cum mi-asum. Ce spun, spune și dumneavoastră ce a spus de dânsi. Cam ce mi-a spus. Nu, ce mi-a spus eu dumneavoastră. Nu m-a spus nimeni. V-am zis, vă respect. În cazul să intervin, pentru că am spus că discutăm niște probleme. Am spus discuția care a atentat. Deci dacă, uitați, încă un exemplu, încă un exemplu, dați-mi voi pe acest, un Popen, doamna Pricopelina, o știți. Are casa Picos, la Gică, la tine. Este 37 de lei. Impozitare pe clădire 80 metri, 69 anex. 37 de lei, astea sunt impozitele pe locuințe. E greșit calculul, domnul primar. Domnul primar, vreau să mai... E greșit calculul. E greșit, vă spun eu. Dacă noi greșim calculul, înseamnă că am ien fișe scoase, înseamnă că greșim, încasăm greșit. S-a înțeles aici care-i treaba. Ce să facem? Deci s-a greșit și din partea noastră de neștiință și n-am studiat materia, trebuie să o recunoaștem. Cinstit asta. Da. Noi am zis așa, în prima pată am zis 10%, eu recunosc. După aceea am zis, e prea mult, 5%. 5%, hai, păi, am zis așa, bun. Dar n-am știut de ce să mă recunoaștem aici, în fața invitaților. Toți trebuie să ne asumăm responsabilitatea. Am zis că guvernul nu mai aplicat. Dar de unii că guvernul aplicat să dea jamării. În iunie, care l-am anunțat pe domnul să vină să le ia de acolo, ca altfel fac așa, eu nu pot să suport așa ceva, să-mi vină toată lumea să-mi pună mie bunul la 2 metri de casa mea. Când s-a făcut proiect, când a venit și a licitat, trebuia să facă și schițe de amplasare, că știu că containerele se pun îngrădite, se toarnă beton, se face îngrădite să nu intri câini, pisici și așa mai departe, sunt și toate mizerile pe acolo. Mi le-a trântit mie acolo, le spun la toată lumea că să nu pui acolo, că fac urât. Ei nu, le-am întors invers. O persoană care a zis că a fost trimisă de la primărie, a venit, le-am întors eu, că el e în cadrul primăriei aici, așa, nu dau nume. Dacă îl primeam acum, vă spun eu, că intra în container. Asta am spus, să vină să le ia de acolo, să le amplaseze unde vrea, nu la 2 metri de casa mea. Scrie în lege, scrie ăștia cu salubritatea, la ce distanță se pune de o casă, cred că are legea asta. Cred că are legea, nu, vine, le-a trântit, pleacă. Și nu m-a băgat nimeni în seamă. Îi spui lui ăla la poliția comunitară, bă, ce faci? Păi, ce bă? Da, să-l
Asta, un pic de pentru asamblea. Domnul Oprea, deci vreau să spun, deci în mod cert, problema dacă este o rezolvăm, în mod cert, deci nu poate ca să fie 2 metri să o pună. A fost o, cum să vă spun, o acțiune care și pe noi, prin anumite puncte de vedere, ne-a luat prin surprindere, că așa este, că avem prins în buget acum o sumă, cât am prins acolo, vă 30.000, pentru construirea acestor țarcuri, care o să stabilim exact unde și cum le construim acum și o să facem totul pe temei legale. Deci au fost situații când le-au dus cei, le-au lăsat, dar asta nu înseamnă că este definitiv. Este foarte bine că ați venit. Este foarte bine că ați venit și ați spus problema mea și eu vă promit să rezolvăm. Fără doar și poate. Trebuie să înțelegem că mai sunt... Eu am rămas impresionat de așa ceva, n-am auzit. E vorba că vine bara, musca acolo. O să rezolvăm. Deci o să luăm acum o să bine, domnule. Mulțumim mult. Deja am dat la un proiectant să ne fac un calcul preliminar cât ar ajunge un țarc tip, să le băgăm și să la puncte unde să nu... Domnul Ionică, mai ai ceva? Nu, mulțumim. Domnul Codo, are ceva? Domnule, eu am ceva pentru cu... S-au votat ani de zile în urmă pentru vânzarea unor suprafețe de teren. S-a schimbat destinația din Izlas. S-au făcut lacuri de pește. În altă parte, tot acolo, balastieră și altele. Și am primit o răspundere de la procuror de la parchet, că nu este adevărat. Domn primar are și dânsul plicul ăla care i-a venit răspunsul și se bucură că Se bucură că s-ar putea când o să vă vină unul din partea mea să nu vă bucurați. Este scos de sub urmărire penală. Nu știu, până la urmă, nu știu cum o să o rezolvăm, pentru că consilierii trebuie să plătească. Pentru că izlazul nu este nici a primarului, nici a prefectului, nici a consiliului. Izlazul este al comunității, al nostru, la toți. Și acele concesionate, care le-ați concesionat, poate pe 40 sau 50 de ani, cetățeanul își face acolo construcții. Își face construcții și să, dacă are voie să facă, să toarne beton acolo, să o temerie de beton și știu că construcțiile nu se face în afara localității. Deci în extravilat. Dați voi să vă răspund. Mai aveți de spus ceva ca să vă răspund de probleme. Sau punctual ca să nu uitați. Da. Cu ce probleme spus, da? În primul rând, deci nu s-a vândut terenul, este concesionat pe o anumită perioadă de ani pentru anumite lucrări. Lac de pești, balastiere, s-au construit, pe lege, sunt planuri urbanistice zonale făcute care dă voie să construiască. 2. 3. Orice construcții care se realizează pe un teren concesionat, la sfârșirea anilor de concesiuni, deci 20-30 de ani, rămâne bun al comunei Căiuți. 4. Terenul izlat, proprietate privată, până a apărut legea care spune că suntem concesionat numai la crescători de animale, permitea acest lucru. Și în orașe și peste tot au fost terenuri care erau izlaze și astăzi sunt supermarketuri și date în concesiune sau vândute de anumite consilii locale. Asta nu înseamnă că dacă primăria Căiți avea 5 hectare de teren de izlaz, nu mai puteai să dezvolți nimic care să aducă bani. Acele terenuri care astăzi
Impropriu spus, că vorbeam acum 8 ani, 9 ani, când noi aveam confruntări din astea crescători de animale, că erau nu știu câte sute de vaci, pe nu știu unde nu mai sunt. Acele terenuri astăzi aduc un plus venit la primăria Căiuți. Câteva sute de milioane pe an, bani. În condițiile în care, dacă erau așa cum erau atunci, astăzi erau terenuri pline de mărăcini, de gunoaie sau alte lucruri de felul ăsta. În altă ordine de idei, eu când am intrat primar, în 2004, comuna Căiuți, am mai spus-o, pe total avea 140 ceva hectare de izlat cu teren pădure. Am reîntregit comunei 400 și ceva de hectare teren. Să spuneți că nu l-am azi la mama. Nu, corect. Terenul la care este balastieră nici nu făcea parte din izlatul comunicării. Pentru că ne-am dus până la limita permisibilă de lege și mai este. Mai este teren care se poate face. Și l-am adus. Care era un teren 6, stătea netrebnic, era al apelor, nu era a apelor, astăzi l-am adus și aduce bani la comuna Căiuți. Vă rog să spuneți dumneavoastră dacă cu ce am greșit. Că tot v-am zis, domnule, nu-i vândut concesionar. Este normal. Că au fost anchetați consilierii și eu pe baza reclamației dumneavoastră. Este normal să poți să inițieze anumite lucruri într-o comună care să aducă venituri la bugetul local. Pentru că fără acele concesiuni care sunt câteva sute de milioane, milion, fără aceste mici taxe care spuneți că am împovărat populația, fără nu mai știu ce, bugetul comun îți duce la 4-5 miliarde. Faceți dumneavoastră ceva pentru cetățeni și comunitate. Domnule, dar vreau să vă mai întreb un lucru și am încheiat. Aș vrea să aduceți odată în toate discuțiile dumneavoastră un act vechi, orice, prin care să se scrie că noi, cetățenii comunii Căiți, sau mă rog, de atunci suntem proprietari pe nu știu ce terenul. Noi și consilierii suntem reprezentanți ai cetățenilor din comună, aleși prin vot democratic. Da. Care pot, prin hotărârile care le iau, să dispun anumite lucruri care cred că sunt în favoarea și în buna desfășurare a unei activități sau a unei vieți cotidiene în comună. Deci nu mai veniți că strămoșii noștri și bunicul a luptat pentru teren și nu i-a lăsat acolo. Tata meu a luptat în două războaie. Și bunicii mei au luptat în războaie pentru CAP-uri, pentru animale și dumneavoastră le-ați dat. Nu trebuie vândut terenul, nu trebuie vândut. Trebuie să rămâie de neamul. Nu este vândut. Concesiunea este o formă de închiriere. Dom'le, eu, adică dacă îi dau procurorului acte și... Dar le-am dat și noi, le-am dat și noi toate, domnul Potofan, toate le-am dat. Și cum acolo, nu spune acolo așa că se vinde suprafața de, se dezmembrează suprafața de. Domnul, au fost făcute prin temei legal, domnul Potofan. N-a furat nimeni interesul, nu l-a fost. Legea să-și spună cuvânt. Vă rog. Da, mulțumim, domnul Potofan. Are cuvânt, domnul... Da, păi scris și el la cuvânt, da? Mai la cuvânt, domnul profesor. S-a impus niște probleme, nu s-a rezolvat nimic decât avem lumină la stâlp. Eu cred că era foarte greu de realizat și asta. La noi e o excepție că avem lumină. Atât, din toate treburile alea. Altceva. Cu ce sunt eu vinovat? Că sunt metropole, sunt capitale de țări mari, care nu stă toată lumea în centru. Și eu nu stau în centru satului, stau pe uliță acolo. De ce să duc eu gunoiul un kilometru la deal, să-l car cu găleata la deal? Și eu plătesc impozit ăla din centru. Și am și eu pretenția asta, să am și eu la poartă să vină mașina. Și dau și soluția. Este drum. Intră pe uliță, se duce pănucă la deal și iese la gabră și începe satul de dincolo. Deci că au zis că n-are un să întoarce. Să întoarce. Aici tot eu mi-am dat singur, v-am dat o soluție. Și nu cred că nu se poate rezolva. Drumul este bun. Dacă nu e bun drumul, pompierul cum vine la mine să mă stingă? Dacă nu intră mașina aia, pompierul intră? Foarte bine. Vă rog frumos să se realizat. Eu vă spun că se rezolvă cu 10 mașini de piatră. Mai dincolo de mine e o râpă, acolo se pune un pic, acolo, pentru siguranță. Nu, că nu se poate, dar să fie siguranță. Este problema dumneavoastră, mă scuzați că intervin. Problema dumneavoastră am mai primit azi, bă, în alte localități, niște semnale vis-a-vis de accesul mașinilor de gunoi. I-am sunat pe reprezentanții lor ieri. Da, la 8 sau 9 m-a mai sunat cineva, cred că luni avem o întâlnire cu ei. Că nu numai cazul izolat al dumneavoastră. Dincolo la
să nu coboară, la loturi nu intră pe uliță, că nu știu ce. De ce vă promit că problema asta o rezolvăm? Dacă nu vor să intre, să ia cu noi, să-și ia catrafuțele să plece. E așa să le spune. Deci foarte... Eu nu zic o uliță unde nu intră nici cu căruța. Dom'le, acolo se suport, n-are ce face. Da, eu vă spun că nu vor să oricine măcar până în capul ăla, la beasul. Dar cine vă plătește? Cine plătește? Dom'le, cine plătește? Cine plătește? Doamne, nu vor să intre, n-au decât să ducă un cine muncește să el vrea. Da, să știți că problema asta am reținut-o. Luni, marți avem întâlniri cu reprezentanții firmei. Sunt de acord, încă o problemă. Când s-a băgat apă în sat acolo, cu ce sunt eu de vină că iar nu stau la centru? Și s-a băgat apă, s-a dus pe râpa aia la vale. În loc să vină pe unei din mașini, când mergeți cu mașina la mine, luați pe râpa aia la vale? Eu știu conducta primăriei pe drum. Nu-i prin grădin și nu-i aiurea. Deci au ocolit 7 case acolo, că unii n-a trecut cu conducta. Pe mine m-a obligat să-mi săm fântână, să-mi bag pompă, să plătesc curent. Dar alte probleme. Eu îl folosesc, nu zic eu. Dar zice, nu, eu plătesc și pe zi. Și dacă vă uitați de ani de zile, până în martie plătesc. Nu pentru 10 ani. Ca să știu că am plătit. Să nu vii aici să zic că nu-ți dau hârtie că n-ai plătit. Și n-am venit aici să mă cer, dar am venit să vă spun și asta, e treabă veche. Că ați dat vina atunci pe consilierul din sat, că el a venit. Am discutat noi problema asta în particular. Ai, ați avut consilier. Dar ăla n-ai și la pensie din asta. Și nici ăștia nu ies la pensie din asta. Așa este. Ca să uite lumea urât la tine, cred că el a zis, păi m-a trimis să scape de voi el. Așa a zis, m-a trimis să scape el de voi. Deci a fost trimis acolo să scape primarul de mine. Nu de mine, și de alții. Că eu nu-i dădeam un cap, nici lui, nici la primar. Îi explicam omenește. Că apa nu se bagă pe râpă la vale, se bagă pe drum conducta primăriei, nu? Dacă vă spun, acolo mi-au aminti. Când am făcut noi extinderea, așa este, nu era deloc apă. Și cu ce se vinovat? Că și eu plătesc. Am făcut o... Și-am avut degeaba și greșeală când am făcut și la dumneavoastră. Și am sponsorizarea unei firme. Acum am să mai plătesc și asta, că îmi pătrânesc să mă duc cu coșul de gunoi la deal, să-l duc acolo, că nu... E, vine aia de la IGLC, ultimul oameni din schemă, nu poate să vină pe acolo. Nu? Promit că am niște bani prinși în buget la apă, că vă fac extinderea acolo. Vorbim după data de luni. Câte am auzit eu de astea? Vai de mine! De când ați născut, am mai auzit... Ați de față cu toată lumea. Am mai auzit o promisiune aici, care mi-ați făcut-o. Ați personal. Personal mi-ați făcut-o. Că nu pleacă din primărie ca primar până nu asfaltează ulița aia. Doamne ferește, eu n-am cerut asfalt. Dar măcar să vie mașina cu gunoi și pompiere. Atât să fie. Asta a costat 10 mașini de piatră. De pompieri să n-ai nevoie. Nu, dar dacă trebuie, bă, să-mi facă pe acolo. Am nevoie. Bine, domnule, că mulțumim mult pentru probleme ridicate. Așa, vrem să veniți și anunțați o piață, să veniți, să vedeți cum și ridicați probleme. Încă ceva. Dar să spun eu, domnule, că are contact la 2. Nu, nu și-l are pus. Numai gardul se pare. A zis că excepții n-ați mai văzut. Dar nu vă plimbați prin satul. Fiind șofer, eu văd pe două containe, nu dau peste ele. Deci le văd prin ușa lui ăsta. De-aia sunt ușe, să nu dea șoferul peste ele. Avea la dat șoferul el. Păcate, acum eu mai fac și o lea de glumă, dar am dreptate 100%. Nu vă spun nimic. Păi cuvântul meu. După masă mergeți cu mașina. Da, nu știu. Dacă ne întoarci o leacă, gata, e accident de mașină. Domnul profesor Angel, dacă are ceva... Da. A fost ședința de Consiliu de Administrație astăzi, în jurul orei 12. S-a discutat problema de contări în ABD. S-a mai discutat de pe domnul primar și în ședința din decembrie. Doamna director mi-a spus în ședința de Consiliu Profesoral de săptămâna trecută că a vorbit cu dânsa undeva în jurul sumei de 400 de milioane. Acum au fost păreri și păreri. Colegiul să vină astăzi să auzim că este ședință de buget, de aprobarea bugetului și vrem din partea dumneavoastră un răspuns clar. Poate domnul consilier, nu știu exact aspectele metodologice. Acolo eu am prins, da. Într-adevăr, am făcut un calcul, cam în jurul sumei, aici să aduce banii. Încă am o hibă, care trebuie să mă convin de ea, undeva spune și o cofinanțare din cheltuielile dumneavoastră care îți alocă pe școală, pe elev. Pentru că, am spus-o și o repet,
fără dor și poate. Este poate pe lege, dar mă obligi în bugetul local să subvenționez naveta profesorilor. E un loc de muncă. Nu știu, care mai aveți servicii? Care vă dă naveta primăriei sau cineva? Eu nu zic, nu sunt potrivit. Și am prins niște bani, zic, măi, este corect, hai să-i dăm. Dar prea mult tam-tam faceți pe acest subiect. Că sunt profesor, să mă ierte Dumnezeu, au de 3 ori salariu, cât are unul de la primărie. Că nu e sigur naveta să vină la muncă. Dar nu sunt împotriva legii. Legea așa a spus, o să mai văd, aveam prins în proiectul de buget 3 sau 400 de milioane. Până în iunie. Că și bugetul local poate să suporte un anumit grad de cheltuieli. Deci nu putem, că mâine credeți că dacă e bugetul, nu știu ce matriță de bani avem și facem. Că sunt foarte multe probleme. Deci nu se pot face toate deodată, exact, cum spune dânsul dorește drum, dânsul dorește nu știu ce. Sunt foarte multe probleme, iar bugetul nu poate să acopere tot ce înseamnă. Da, am prins bani pentru bani. Acum să văd că am vorbit, să dăm treaba aia, nu știu dacă, tot finanțarea, dacă stă în picioare, și din bugetul nostru de 2.215.000, care l-aveți pentru cheltuieli materiale, ar putea să mai reduc undeva, și să punem acolo, că acum, uite, ei ce consilieri, 4-500 milioane, eu chiar îi întreb, ce părere au de... Sunt 350 de milioane ceruți pe anul școlar actual. Da, 2015, 40, 350, deci 350, cam 400. 3 sau 400 era prins, că zic, mai trebuie vin pe rechim. Dar și dân, și trebuie să gândească că banii de unde vin și unde se duc. Ce să vă spun, am prins, dar am conformat, că sunt un soldat construit. Mai am o întrebare legat de acest aspect. Da. Dacă desprinde, într-adevăr, suma de 350 de milioane, asta înseamnă că ne veți da și din lunile anterioare? Că s-a depus documentația? Nu pot anterior. Eu vă dau banii pentru anul 2016. Era ideea că n-a fost prevăzut în buget și de asta ca să... Da. Dacă domnul consilier vor să dea 2 miliarde la navetă, n-am putut. Deci e vorba de 35.000, deci 350 de milioane. Păi dacă mai vine și de anul ăsta, 700 milioane. Dacă mai vine și de acum 2-3 ani, sunt 1.100.000. Era vorba deci din toamnă, că documentația s-a depus din toamnă. Asta înseamnă că dacă dumneavoastră veți prinde 350 de milioane, veți asigura și începutul de anul următor școlar, că toamna din anul acesta. Vedem ce scot domnul consilier la buget. Bugetul era aici, dar nu a primit avizul necesar. Asta e. Eu, sincer, dacă vă spun o părere, cred că beau și-nși prins, nu, dacă iar nu dea avizii. Se duce pe bugetul de la anul. Eu nu sufăr. De anul trecut. Da, de anul trecut. Eu nu sufăr. Bugetul de anul trecut a fost pe 15 miliarde, cu salarii, cu tot încheiat, așa sumă. Anul ăsta ori venim, pe 30 miliarde plecăm. Că sunt foarte multe cheltuieli. Avem fonduri europene unde plătești și vin banii înapoi. Sunt investiții în derulare. Sunt salariile datorite la 10-12% mări la administrație care au influențat bugetul salariilor cu 30%. Deci nu știu cât poate susține. V-am zis, abilitatea unui donator de credit e să facă și rost de finanțări, de bani. Sunt. Eu nu zic că nu sunt. E un buget mai bun ca anul trecut, dar e un buget care, bugetul local nu mă ajută deloc, am spus-o și-o repet, pentru că era o infuzie, să spun, de pe 40.000, în aceste măriri, așa zis, împovărări de taxi, dar sunt alte lucruri de unde se încasau anumite sume de bani care nu mai vin. Tot de 400 de milioane. Deci undeva bugetul anul ăsta încasăm, dacă încasăm în ritmul de 82%, e ca din urmă. Despre asta vorbim, nu am nimic, am prins niște până bani. La această lege, mai erau comune din județ care nu asigurau decontarea. Dar se pare că la ultima întâlnire de la sindicat, Căiuțu, cel puțin pe Badea, totuși e singura care nu decontează. Și vreau să le spun domnilor consilieri că în baza ultimelor norme metodologice, atât la dispoziții generale, cât și la asigurarea resurselor financiare în bugetele locale, se subliniază clar, autoritățile publice locale au obligația de a cuprinde în bugetul local sume destinate de contării cheltuielor. Au obligația. Sau pot, cum e? Nu știu. Nu. Deci înainte legile anterioare se mai interpreta o
vincură de aranjmanții. Autoritățile publice locale au obligație. Eu sunt autoritatea publică. Consiliul local nu e autoritate publică. Nu, dar ca să știe și... Deci Consiliul local, dacă vrea, votează, dacă nu, nu. Eu prind, dar dacă dă și nu votează, nu luați. Deci votează orice pun. Orice pun, nu cred. Cum am văzut noi, da. Iar în cum se vede de afară, așa se vede. L-ați văzut, de exemplu, nici n-am putut să pun în discuții bugetul când au dat aviz. Toți că vedeți când se votează. Nu, dar n-am putut. Astăzi se cer scuze, vă invit luni, voi fi pregătit. A, noi nu ne plimbăm, că noi nu pe banii noștri ne plimbăm. Așa este, domnule. E pe banii noștri și mai pe noștri. Nu credem în buget. Iar în urmă cu un an, credem în buget. Dacă vă aștept mai asupra... Bine, dați conferință în buget. Președinte, era vorba de respect. Eu am respectat persoanele care au fost înainte și vă rog să... În urmă cu un an... Am fost puțin în urmă, domnule. Întâlnirea liderilor de sindicat din domeniul învățământului cu fostul domn ministru de la... Finanțe, Bogdan Vârcov, atenționarea la urmă pe lângă acele plăți de hotărâri judecătorești, inclusiv acelor privind decontarea rapetei, și ca măsură era, va dispune măsuri pentru remedierea acestor situații, inclusiv blocarea conturilor autorităților locale vinovate. Nu știu dacă s-a dat o dispoziție în acest sens. Eu zic totuși, întâi trebuie oferit cadrelor didactice. Dacă în alte comune se poate deconta, eu zic, Căiuțul are o putere financiară destul de bună și eu zic că poate măcar cât de cât să se vadă bunavoință. Nu cred că în ultimii ani carele didactice au pus o presiune așa insistentă pentru acest decor. Dacă legea ne ajută, măcar acum trebuie să faceți acest efort cât de cât. V-am spus că vară, când buget am prins suma 30 sau 40 de mii, nu știu exact, dar cred că 30, că erau multe probleme care trebuie finanțate în mod cer. Dar cine a spus acum să fie cu iertare? Eu sunt un pic amenințare și nu cred că e normal. Nu puteți vedea că dacă a spus Vâlcu, v-a zis la amenință. Vă spun că se puneau problemele și era... Eu vedeți greșit. Era de la guvernarea dumneavoastră politică, nu? Dar nu-i guvernarea mea. Eu nu sunt pe guvernarea mea. De ce puneți politic? Ce, acum e pe guvernarea mea? De ce nu vin colegii acum și spun, vă dăm 50% mări la salarii? Ce, guvernarea mea? Noi aplicăm ce spun. Învățământ, cheltuieli salarii, aveți 17 miliarde 600, altul este, stai să vedem unde este trecut, adică, un an curățit, transferul, ce-ați unde e, nu, unde e, de-a. Nu este unde v-am fost, în mod cer nu. Treba aer condiționat. Nu este mai omit, nici vorba. Vă spun sigur. Vedeam de la... Bună găsiți, o să vă mai rog. Aveți niște bănci aici, în spate. Curtea aia nu prea arată bine la școala de centru. Avea rugăminte, dacă... câteva bănci, câteva coșuri ar fi îndreptate și către curtea școlii în primăvara aceasta. Un pic, domnul profesor, dați-vă un pic și vă spun sigur că este prin 60.000 la acoperiș. Am 200, da, aici ai dreptate. L-am bun și servici, da. Aveți prins, fără dor și poate că am o ciornă mai detalii de altă. Da, la bun și servici, da. Dar deci nu au dat-o defalcat, dar este. Fără probleme este prins, 30.000 sunt prinse. Pentru transport aveți 60.000 la acoperiș și 115.000, adică 11.500 diferență la centrala termică care este montat și mai aveați un rest de plătit. Deci reține exact fără dor și poate. Acum să vedem, dacă poate domnul consilier vă să ia bani de acolo duce în urmă.
de ce am venit, colegii m-au trimis ca să înțelegeți și această problemă a școlii. Înțelegem, dar profesor, să facem în spiritul de a sprijini sistemul de învățământ de ales. Da, așa cum v-am zis, Comuna Căiuța are foarte multe probleme, foarte multe nevoi și încercăm noi să le rezolvăm așa cum putem. Dacă mai sunt alte discuții la diverse. Da, eu am. Da, și eu am. Bătămâne. Mi-ați dat răspuns cu băncii. S-a înscris domnul Lungu. La taxe și impozite locale. Da? Nu vreau mai construcții sau curți. Dar ăștia au dat, de-aia am spus și atunci când s-a votat. Guvernul a mai făcut o jucărie. Dacă ai intrat vilan la o jumătate de hectare, mai bagă 400 de metri. Aici o jumătate de hectare, mai bagă 400 de metri cu construcții. Scoate din alea și îți declară cu construcții, să plătești mai mult. Știți, după aia. Pentru că nu este făcută cadastrarea normală. Și dacă o luăm pe aia bună în intravilan, v-am dat cazul în Popeni, unde sunt cele mai elocvente, poate și prin Băiești. Unde are omul și de la un țar când polera are cotețe, are alea și tăiere în arabe. De obicei, intravilan înseamnă tot ce puți construcții și restul. De-aia este extravilan, unde ții terenul, unde ții... Dar dați-mi voi, nu. Iar guvernul, ce zic eu, a gândit, băi, tot are, el are 5.000 de metri, să spune, arabil, dar de fapt e intravilan. Ăla unde are construcții și ce e, că orice om mare, în plus un cotez de poți sau mă rog, ce are, care nu este trecut. Băi, îi pune 400 de metri să-l plătească. Dacă îmi permiteți aici, ar putea veni cu o precizare. Când s-a făcut numerotarea locuinților, am fost și eu la acea numerotare, mi s-a dat indicația ca între două construcții, dacă avem trei terenuri ale anumitor persoane, noi trebuie să dăm număr. În ideea că peste un an, 2, 3, 7, acolo se va construi ceva și va fi 500, nu? De aici, puți construcții și restul va fi... Chiar nu m-am gândit și ați punctat nu, eu asta știu că am văzut eu treaba asta și am dat numere de case și loturilor fără case. Din cauza aceasta. Dar care n-au acces. Și acolo era teren agricol, că nu s-a ocupat nimic. Deci asta este indiferent că ai construit sau nu ai construit. Dar nu arunc așa de multe poți. Altă problemă. Toate astea... 7-4, 2,8. Nu. Toate astea... 0,90 de bani pe metru pătrat, cu 500-500 de metri pătrat, sau 436 de lei. Ori 0,2... 36 de lei. Da, și ce am zis? Cât am zis? Ori 0,2... Nu, 36 de lei, da. Nu-i cu 0,2, nu? 0,2 se aplică numai la construcții. Lăsați să vorbim, să termin. Lăsați să termin. De ce se întâmplă? Aici se adună. La poliție comunitară, la poliție comunitară. Iar a crescut. Că-s 4, vreau o masă asigurată, cu tare s-au făcut vreo 400, s-au făcut doar la mână. Și toate astea adunate, duce tot și-l aduce la 3 milioane pentru că, deci când te trezești la sfârșit, de la 1 milion plătești 3. Deci, și astea tot impozite locale sunt. Referitor la... Sunt taxe locale, taxe, impozite, sunt impozite. Taxe și impozite locale, deci s-a bună, deci se dublează și se plăte, exact cum a spus domnul. Problema, vreau să-mi trebuie doamna Ramona, că tot... Am avut tine în concesionare și am mai spus odată. O pleca pe Șuneanu, o pleca și o lăsat datorii. Nu, domnul, dar tot pe 30 decembrie. O plătit pe 30 decembrie. Da, domnul, miliard. Deci o plătit. Miliard, nu știu plătit. Deci o plătit. Băia, are puterea aici. Dacă era un băiat deștept cât bani da la primărie, la ce prețul sunt acum, că să vinde terenul și cumpăra de 3 ori terenul? A fost informat pe urmă. Dar el plătește. Și de asta spun că acum ar trebui, mă zicea cu gândul la reclamația al domnului Pontofan, care a făcut-o la procurator împotriva mea și a mea spus ieri, care ați votat. Unde văd eu așa mari probleme și așa mari, nu știu ce infracțiuni făcute de mine, de consilierii care a spus atunci că s-a concesionat un teren care aduce plus valoare comune, domnul care îi stătea degeaba. Vorbesc și eu, da, vă rog. Deci au fost informat prost. Deci, să vă explic de ce. Și bucasele de vacanță au luat o țapă și au plătit de proști o grămadă. Deci au luat informații proaste. Deci,
N-a fost, domnule, eu cred că un om care vine și îl gândește investitor ceva, nu, nu este informat prost, omul și-a văzut... Și s-a realizat ceva din toate chestia asta, nimic. Și-am încheiat subiectul ăsta, nu vreau să-l mai comenesc. Deci, cu, exact cu când e vorba de ăsta după concesionare, trebuie să fim foarte atent după concesionare. Vine și pleacă. Când pleacă, nu o lasă cum a fost. Credeți? Și știu la aia. La terenul ăla care date găseam domnul Contofan era 0,5 euro, deci 24-25 milioane era 1.000 metri pătrați. Ori 10 cât are un hectare era 250 milioane hectare. Dați-mi voie. Dar de ce nu mă lăsați? Nu s-a realizat folosit. Deci, domnule, s-au luat niște bani, 250 milioane hectare de pășuni. Nu se vinde cu mai mult de 50 milioane, 5 ori supraevaluată. Cei care l-au cumpărat dau câteva sute de lei anual impozit pe el. Sute de lei ălea de când se duce în 10 ani și-a mai plătit odată terenul. O plătit în fraie. Ia subvenții pe ce? Ai ce subvenții? Nu, ia subvenții, la subvenții. Eu mă trebuie de cel lei. Dacă nu-ți trebuie, nu-l luăm. Eu mă trebuie. Nu le nu le-am dacă nu-mi trebuie, bravo. Nu le-am. Dați-mi și mie. Eu mă zic chepuri sălbatici pe el. Dă-mi și mie. Nu mă interesează că e informat. El a gândit când l-a luat. Deci. Sunt niște lucruri care se fac aducând plus valoare sau bani în copil și devii infractor. S-a gândit un șmecher de el, atunci din start era un șmecher de el. Ce vreau să zic? La ce mă refer? Dacă nu vă lăsați mă întrerupi în teren, v-am trebuit și eu și că hai să vorbim prost, nu? Mă refer la concesiunile, că am fost cu casele de vacanță. Am zis că e utopie de-a până acum 8 ani. Au plătit și asta e realitatea, au plătit de fraie. Au luat plasă. Nu au plătit plus. O plăci și care nu au plătit. Are majoritate. Păi, sunt, mai sunt vreo 340 de mii la dată. Doar la Maramona știți. Este la Maramona. Deci mai sunt doar la... Deci ăia, la rândul lor, se judică și cheltuie alți bani. E prost. Ia și informații de poate care l-au primit din Consiliul Local. Domnul Lugu, dar mai ce să faceți? Domnul Lugu, dumneavoastră, chiar aia vă faceți. Să ne purtăm mai trage tot o poți să fie informații proastă. Noi am oferit ceva. Nu-i nimic. Nu-i a convenit a luat, nu-i a convenit a luat. Nu am plătit da. Și din alea, s-au plătit o viață, deci de-aia ceva a venit în comună, concesiune. Da, domnul Matei Gheorghi Țare. Și voiam să spun, înainte că eram așa și am cu bunoi, vine și un loc lui la poartă. Săream așa cu spate, iau doi băieți, urmează de șartaj și mi-a lăsat cu la poartă. Acum au trecut ieri așa prin sat, au oprit acolo, eu au tras două brează, în loc a făcut așa după. Și păi, am uite până pe scrisiune și tomberoane bun. Și păi se aducă la mașină. Păi dacă eu e bolnav de ieri cu tensiune și cu diabet, se întâlnă de obrare de la mașină, de la poartă, trebuie să vede cum deșa la mașină. Dar la plăteam 20 lei și luam în poartă, așa vreau să vorbim 40 și sunt de obrare. Eu cred că trebuie să și ieri la poartă. Vă rog, toți care mai aveți și mă gândeam acum, faceți că trebuie să dea scris. Exact. Pentru că la primărie, v-am zis, este o problemă generalizată. Noi și sunt la început și știți cum e la început, dacă și-a impus punctul de vedere și unde eu a mers, așa pleacă. Ori noi trebuie să-i combatem de la început, nu te duci, nu-ți plătesc. Și eu dacă mi-adun 100 de cereri, când au vrut să ia gunoi la oameni luna asta, îi spun, băi, dar tu ce îți dau bani pe 100? Deci haide să fim deschiși, spuneți la oameni, sunt probleme de astea să vină, că avem ce-i dat peste voi, că dacă pleacă rău, s-a dus. Da, și foarte urât. A doua problemă. Am încredere în domnul primar că măcar în al 12-a ceas o să fie de acord cu transformatorul ăsta, care e veșnic a pomenirii, de când tot vorbim de el, să se pună și bani pentru buget. Așa că domnul Marin a găsit de mea pentru apă și a găsat să-l găsăm de ceva și pentru a se găsește. Deci dacă nu aveți, vă spuneți unde, că se găsește de aici. Spuneți dacă îmi dați soluția o apri. Să găsești de aici, noi așa. Până vreți, sperăm să... Poliți pentru... Să poliți să trimestru 2. Deci... Eu băieți în birou, întrebați, nu i-am invitat să vorbim că... să treacă bugetul. Când lipsea o verică la lanț. Că altfel forțam bugetul, nu-l forțez. Și nu mi-a propus să mă enervez sau să-l forțez. Când v-am spus că până luni am timp să mă pregătesc, nu voi fi foarte pregătit. Problema este alta. Deci, ce ne rupe astăzi, că ați văzut, e prins câte ceva la fiecare investiție de rulare. Bani mai mulți sunt prinși care trebuie terminate până în april, că avem contractul cu Iașu, cu Afiru, este drumul de la CFR.
Drumul de la FCFR, dați-mi voie să vă spun ce mi-ați răspuns acum. Nu, dar am arătat un pic ca să vă explic logica mea de a gândi. Că eu am promis-o... Ambiția să vă fac. Mă face ambiția, rețineți. Am zis, plătim să pui să fie... Până în april, noi trebuie să plătim 350 de lei, 3 miliarde jumate, semnând drumul, momentul în care noi ni se vor rambursa în april niște bani, o anumită sumă. Suma aia, fiind la dispoziția noastră, poți duce transformatorul, nu-l faci până în april nici dacă cade pământul. Și sunteți de comun acord să facem concens că vin 800 miliarde și vin să duc pe transformatorul. Dar dacă ce vin aprilie până toamnă? Da, dar ce vreau să... Am prins 300 de milioane, am zis, bă, să facă proiectare, faza de avizi și de tot, să avem bani să le plătim. Am semnat contractul de lucrare, au venit banii, i-am dat. Deci nu... Avem unde, nu că nu, sunt așa de dus, banii iese peste tot. Domn primar, dar, în cazul ăsta vine cu o rectificare, ia. Da, e rectificare atunci. Da. Vedeți cu oamenii cum ne contam, dar așa mă cunoaște pe oamenii exact. Și când duce o ordonare, stai cu oamenii, și o facem și în fața camerelor și mă țin de cuvânt. Eu zic că am venit cu un buget la care ne sufocăm că aveam habar niște cifre. Uite că scriu aici că am promis primar. Da, scrie. Cazul ține. Nu, dar să scrie și o parcă să vină, să strângă. Dar eu mă țin. Dar promisia am trebuit că am lăsat pui, dar l-ai pus doar la coadă. Trebuie să o patru. Nu a fost spus, toți au dus banii. Să termină mandatul. Domnul Mate, dacă mai aveți. Gata. Atât. Mulțumesc, domnul Vataman. Așa îmi dorești? Așa îmi dorești? Cum ia cuvântul la tine, care e? Știu că nu se rezolvă nimic, totuși am să... E, dacă merg chiar cu gândirea asta... Nu merg, dacă trece 4 ani de zile și a trecut atâția ani și tot nu se rezolvă. Am să discut un pic ceea ce a spus domnul Pontovan. Noi ăștia care suntem pensionari, cu timpul vom cala de pe pământul ăsta și va rămâne nepoții noștri care ar vrea și ei să țină o coadă de vacă. Unii s-o sui în pot. Ce se întâmplă? Eu am fost ce se întâmplă? Nu, ați avut dreptul la cuvânt, luați locul. Aveam, stai jos acolo. Și fără să ridicați treaba, vorbiți cald, nu vă ia nimic. Ha, vă rog, predați ce face. Noi am copilărit aici, în comuna asta, în satul Povesti, eu. Și pășteam vitele de copii acolo, în satul ăla, le dădeam drumul pe aia de mare acolo. Și noi copiii ne jucam acolo la cu astea, pe la brăul ăla pe acolo aveam drept. Astăzi mă uși eu ca o străină a satului Popenti în deamnul ăla de mare. Ar să fie nevoie, noi ne cărăm de pe planeta asta, de pe planeta Pământ, ar să fie nevoie ca copiii care ar să vină în urma noastră să țină și el o foadă de vită, să-i dea drumul râpa aia acolo, să pască pe aia. Și ce nu lasă de aia? Păi nu lasă, pentru că acolo nu mai e a nostru. Da, cui, domnul? Păi acuia ați hotărât dumneavoastră. Păi eu am hotărât. Dar cine? Pentru Dumnezeu. Dar nu mai poți lăsați cu Dumnezeu. Scurt. Da. Veniți cu propuneri. Dar ce vorbesc acum? Da, ați spus că n-are unii. Și trebuie să faceți să nu s-o oprească treaba. Păi dar ce trebuia făcut? Ia lasă că alea vin înapoi. Convingeți acei copii care sunt astăzi, care vin peste un an să crească vaci. Domnule, dumneavoastră aveți cu ce trăiți, sunteți destul de consistent. Eu trec pe sate și vă spun. Ați ajungă copiii ăștia care nu va avea cu ce ține nici o coadă de vită aproape în momentul de față că spun tot evitării. Și ar să fie și el nevoie scumpi o vacă, până și o lingură de lapte. Că și el la rândul lui ar să aibă copii. S-a adună în jurul ce unul acolo și mănâncă o lingură de lapte. Cum am făcut munca de clar. Păi lasă-mă, domnule, cu munca, mă, mă dai muncii toate, nu mai provoca, că este problema de... Și aveți în pescul, cat afară din cozit. Afară, din nu mai gata, mă dați afară. Nu vă dau. Păi zice, hai că te bateți moneda pe loc, că nu se așa al doilea. Știu că bateți pe loc, gata, nu mai vorbim. Așa am vorbit mereu și nu se mai înțelege nimic. Al doilea, vă rog frumos, am o mare rugăminte de dumneavoastră, trec și eu de la biserica aia la deal și
o parte din oameni mi-a făcut. Faceți găsiți o soluție cu șoseaua aia de la biserica aia. Ajutați, domnule, oamenii aia de la biserica din satul Căiuț, care duce până la capăt, să nu ajungă la beciul ăla domnesc acolo cu poveștile lui. Că și acolo spate scrie o carte destul de frumoasă. Dar... Fiecare știe ce se întâmplă în viață. Deci ați aprobat ședințele trecute, ați aprobat investiția asta în modernizare drumurilor locale. V-am mai spus-o că se lucrează la ea, deja am făcut măsurători cadastrale. Da, sperăm, sperăm ca până în luna aprilie. Eu zic... Prindeți-o și la aia în acțiune. Dar de ce nu mă lăsați să vorbesc? Păi dumneavoastră mă rugați să prind ceva care dumneavoastră... Cred că n-ați votat că este prins și este în lucru. Este prins drumul Căiuțat până în capă, drumul de la biserică Căiți care urcă și coboară Viladorul de Vale, drumul la biserică la Pralea până în capă este prins în nou proiect și tot ce înseamnă uliți, satul Popeni, cu șanțul și cu ce vreți. Știam că nu duce drumul decât până la biserică. Este un proiect la care lucrez acum. Și eu nu mi-a auzit de treaba asta și mi-a tras atenția. Eu v-am spus, este întrebat și v-a tras din mâini că trebuia spuneți, dragi concetățeni. Eu, vătămanul, vă spun că în cadrul lunii decembrie am aprobat acest proiect și am fost de acord ca să mi se facă lucrarea asta. La propunerea domnului. Pentru asta vă mulțumesc eu frumos că se face. Vă duceți și spuneți când povăresc populația că am furat izlazul. Nu l-a furat, nu l-ați băgat în buzunar. Dar n-avem dreptul să ne ducem pia. Da, asta e la așa, încă ceva. În ceea ce privește lumina, plătim o parte din populație la nivel de comuna Căiuți lumina și nu deținem în timpul nopții un bec. M-ați atins la coarda sensibilă. Poftiță, dar nu vă supărați, chiar dacă nu, dar eu spun dacă e nevoie și pe treabă. Păi dar stau eu în râpa aceea acolo, trebuie să avem un bec acolo. Își rupe lumea când se duce, trece șanțul ăla, a căzut într-o sară acolo, într-o sară, era la 3 noaptea. A căzut cu dinții acolo și așa să dinții din gură acolo la când a trecut, când am lui bec afară. Cine e ăla? Păi cine e ăla, da? Păi da, da. Să registrez oamenii acolo care vine de la Constanța până la Arad, știți care trec acolo. Știu și eu ce zic azi, că ați rup dinții. Nu, domnule, vă spun câte înjurături sunt acolo. Nu vă dați seama, vă luați în râs, nu râde. Vă spun, situația e foarte complicată, pentru că noi nu ne zbatem să rezolvăm niciun problem. Așa este. Trebuie bec acolo și cu asta am încheiat citat. Bec acolo, la aia. Vă rog, când veniți cu suplimentare de becuri, spuneți-mi cât să fac taxa de iluminat pe an. Și să mai faceți noi după timp de atâția ani becului degeaba și nu arde niciun bec. Nu arde? Păi de unde să arde? Nici decât soarele ziua atât. Eu mai trec și un copil, dar e lumină. Unde e lumină? Ziua așa când bate soarele atât. Noaptea, nu. Dar noaptea nu e acolo bec. Nu e. Noi acolo, da. La 362, spune sigur că afară... E 200... Anul trecut am plătit iluminat 2.700.000. În condițiile în care încasăm maxim 600.000.000, max. Anul trecut foarte puțin, cu noua taxă. Deci, jur de 2.000.000.000, la ce becuri sunt acum, trebuie să susțin în Consiliul Local cheltuielile. Domnule cetățeanu, plătești, trebuie să ai... Corect, dar eu zic așa, de asta nu vreau să mă înțelegeți. Nu-i numai, dar eu m-am dat un singur exemplu, domnule primar. M-am dat un singur exemplu. Sunteți un om foarte bun, la vorbă, la narații. Așa. Spuneți-mi la ce sumă putem duce iluminatul și punem bec din stăpânt. Omul ăla nu-și pune întrebarea de sumă, el deja plătește degeaba de ani de zile, nu de acum. Și n-are un bec și el acolo undeva la al treilea stâlp. Sau altul care strict necesar undeva. Al doilea, cu gunoiul. Degeaba ne zbatem noi că nu se întâmplă nimic cu gunoiul ăsta. Își bate ăștia joc de noi, uite că este înregistrat aici, face foarte bine și vă mulțumesc domnilor la televiziune că ați venit, măcar să ne vadă că își bate joc de noi ăștia cu gunoi. Îi spui în față, băi, du-te bă și ia gunoiul de acolo. Du-te, domnule, de ce eu n-am treabă cu dumneavoastră. Păi atunci cu cine? Cine poate să ne ajute? Păi sunt, m-a spus și domnul ăla de unistă, că era să mai exprimat că unistă acolo. De ce nu înțelege toată lumea să bagi mașina fără să-i zic în mine? Păi du de acolo și-a dat câtea temeri. Că iar mă nervez și încerc să vorbesc mai tare decât vorbesc. Să-mi duc acolo și-a, fără să fie venit dânsul, îi fac atâta drum să ajungă. M-a rugat să duc în nervați. Păi dar trebuie să înțelegem o dată, că nu vrem să înțelegem, adică de ce să mai vine să se sesizeze omul când se face treaba? Sau când se sesizează, merge la fața locului. Și mai ales că spuneați că n-aveți oameni la nivel de comună, dar aveți ăsta cu administrația.
domnule, ce face? Să învârti pe acolo, de asfaltul la freacă, acolo și să-i frecate. Și ce se întâmplă? Sunt gunoaie prin toate părțile, sunt prin toate rechete, gunoaie. Prin toate părțile, știi ce nu se face? Eu colaborez cu el de trei ani, dumneavoastră ați colaborat cu 8 ani cu el la partid. Vă mulțumesc foarte mult. Domnule, întrați atenția și aveți dreptate, că colaborăm. Și chiar dar... mi-aduc aminte când a fost vorba de administrator public, că ați venit și mi-a spus să-l pun. Na, eu niciodată nu vreau să-mi desfășor cuvintele eu aici, că îmi fac un roman, poate să scrie în altă casă. Spune că politica este... Da, politica este. Dacă deții o funcție, să-ți faci treaba la funcția care o ai. Cu asta basta. Nu trebuie... Stai mă, că dacă tu n-auzi... Că dacă auzi, ai înțelegeai ceva și tu până acolo, dar n-ai înțelegeai. Mulțumesc, domnule, dar m-am... Mulțumesc, domnule. Să fii de excelența de asociația, să fii de asociația, să fii de asociația, să fii de asociația, să fii de asociația. Am cerut o situație a măncilor, cel puțin pe satul Căiuț. Ați promis că o faceți cu toată comuna. Nu vroiam situația neapărat, aș vrea să văd fapte, când teren de băncile alea atribuite... Sunt în curte. Sunt în curte, băi, dar asta o știu. Deci am pus să scoată situația și le-am și spus cu poliția locală, o terminăm, o să intre pe situ, care nu dă un pat. Bă, dar eu mă gândesc că sunt anumite persoane care au, dintre consilier sau din angajații primăriei, care au evidență. Dar să dacă vorbim de ușă, ușă să vadă. Știe că X a primit bancă și nu are amplasat. Bine, asta e... De asta că au fost cediții, am zis da. Să nu mai dăm. Să termină drumul Hârtiului, va fi un necesar de 30-40 de bănci cu oșuri puse frumos. Mai avem aici, unde noi sunt prins în parc, sunt prins în câteva bănci, o să punem și ducem exact în locul unde este asfaltul, unde este făcut frumos și la pensionar. Mai dăm și la pensionar, fără probleme. Da. Un al doilea aspect. Tomberoane, când au venit, acum trebuie să facă tabele de care n-au luat și ei ori să le aducă. Trebuie să mă avem să-i spună. Mai spune domnul. Vă rog frumos să lăsați pe domnul Tamar. Vreau să vă spun un lucru. Așa de bine m-ați dispus azi. Dacă vă simpatizește, mă bine, dar deci, da, mai era o chestie de pe noua așa de noi. Ezită să intre calorii de trecut pentru că... Băi, Fărinte, lasă pe jur. Dați-i ascultare. Deci, ezită pentru că sunt arbori, deci, în speță, nuci și altfel de fructifer, care sunt peste drum și îngreunează accesul mașinii. La coronamentul. La... Coronamentul. E vorba de ulița aia în spate, pe la Pârâu. Care intră pe la Sândulache și iese pe la Lupei. Așa la Măitul ăla. Și, deci având în vedere că oamenii au avut plop până în marginea Pârâului și i-au atribuit ca fiind ai lor, mi-au tăiat fără nicio așa, arbore din curte nu îi toaletează ca să faciliteze accesul acolo. E vorba de pompieri, salvare și multe altele, nu neapărat așa de gunoi. Am spus așa de gunoi pentru că asta e acum discuție, mai nou. Deci pentru orice intervenție. Cât de cât drumul este accesibil cu amendamentul ăsta, că sunt nucii la Aileni și la Bamboi, Guriță, cum sunt acolo, pe colț. Numărăi ce sunt. Înștiințați? Punem în vedere și toaleteze copacii. Da. Deci pe lege, pe proprietatea privată, nu putem interveni. Nu intervenim. Numai IRE-ul are voie acolo unde sunt. Nu sunt IRE-ul. Am înțeles. Nu dați mașina de... Drumul este mai dat decât curtea lor și automat că nu... Să înțeles nelu treaba asta. Da, vă mulțumesc. Aș vrea cu aprobarea dumneavoastră să încă să-i mai dăm... Vă mulțumesc, domnule. Da, domnul, puțin de tot, foarte puțin, și am să vorbesc un pic mai încet. Avem ciculeze, domnule. Vă mulțumesc foarte mult. Are teren mult? Stimați, domn, problema era în felul următor. Când s-a dat drumul la tomberanele astea să se facă și să dea la cetățeni, s-a spus că se face un contract. Care vrea să ia tomberul? Să ia. Care nu, nu. S-aude discuții și în Bridar, că am fost. S-aude și în satul Popene, am fost și la Hârtiu, nu v-am văzut, dar am fost. Așa? Și zice lumea în felul următor, domnule, nu se mai face contracte acum, dar eu vreau să plec bine informat de aici, nu se mai face contracte și trebuie ca toată lumea să plătească, indiferent cine este, eu să plec. Știu că atunci s-a făcut și așa a fost discuția și în Consiliu, să facă contract. Dar nu a fost niciodată discuția la ce spune dumneavoastră în Consiliu. Întotdeauna s-a știut să aveți că la gunoi va fi o taxă specială. Și fiecare cetățean care este fiind producător de gunoi, va plăti. Păi va plăti. Se face un proces verbal de plătare, primire
tomberonului. Asta e șoasă la primărie, nu e nicio hotărâre de Consiliu. Păi ce mai, doamne, vrea să ia nimănul? Lumea așa era, discuția asta, toată lumea cu grafă. Vorbiți acum de... Da, da, vă mulțumesc. Aici ați dat-o alea, când Bardan n-a nimic. Vorbiți, domnul Mace. Să mai cum vrei. Dacă vă povestesc că după tenare, nu mai reținim o invitație. Dacă îmi dați voie și nu mă întrebă, pe ce bine. Dacă nu, luați pe altul. Deci când am votat contribuția pentru ATIS, am spus că am o problemă legată de curățenie și de firma care iau urmările. Văd că toată lumea, fiecare pe rând, și-a spus părerea și a avut o problemă asemănătoare de această firmă. Nu, ce voiam să spun eu, au cam spus și dânsii. Cred că nu a fost populația destul de informată, nici noi nu suntem foarte bine informați, dar populația nici atât. Au fost puse niște afișe prin comune. Nu cred că sunt suficiente acele afișe, ar mai trebui făcute, ar mai trebui date cu un tuturaș de mână în mână, din casă în casă, mers tot cu cetățenii. Facem și noi lucrul ăsta, contribuim și noi la informarea populației. Înainte de toate să ne informăm noi foarte, foarte bine și să, apoi să informăm și populația, ce trebuie să pun în tomberonul ăla, unde pune sticla, unde pune bidoanele, unde pune hârtia. Sunt acele containere la intersecții, sunt sigilate. Deci ce se pune în ele, pentru cine sunt. Eu aș propune dumneavoastră în dispoziție, domnule primar, să stabiliți o persoană responsabilă de așa ceva. Odată pe săptămână să ocupe doar de problema asta. Știu că domnul director de la ATIS a spus că răspunde de totul. Nu-i treaba noastră, ei vin, ei merg în sat, dar zic că nu-i corect să lăsăm totul pe ei. Pentru că vedeți cum deja dărulează activitatea. Hai, puteți să-mi spuneți nouă care este persoana asta, să știm cu ce luăm legătura. Vedem unde ajunge mașina, unde poate să meargă, unde poate să meargă, ce măsură trebuie să luăm. Acceptăm, păi să obișnuiți. Vreau să vă spun că ceea ce e problema care ridicați dumneavoastră, una. Că persoana care e la mediu este angajată este domnișoara Cătălina. Doi. Deci de o săptămână personalul primăriei în echipă către doi, cu trei ele toate comuna din poartă în poartă pe această problemă. Deci se merge din poartă în poartă. Deci nu putem spune că cetățenii nu sunt informați. Eu nu știu, cred că mai e mult până să termin toată acțiunea, mai e un pic, nu? Mai este, acțiunea am făcut-o și în ideea de a identifica în proporții din 90% realitatea cu numărul de persoane. Pentru că în funcție de numărul de persoane care sunt și noi vom plăti cu noi. Și am făcut un fel de recenzii la care e prin care și salariații le-au explicat la cetățeni despre ce este vorba cu guvernul. Vreau să vă spun că și dumneavoastră și pare rău să gândesc așa că nu sunteți informați. Ați fost informați tot timpul. Deci tot ceea ce se întâmplă azi a fost parcursul, a fost 4-5 ani cu acest ADIS, proiectul de hotărâri, și altele. Ca să vină acum să spună domnul Vătămanu că era vorba de contract cu cetățeanul. N-a fost niciodată discuția. Sau că nu se știa. Sau că noi nu avem un proiect de hotărâri. Nu. Deci... De câțiva ani spunem că facem un plan, că o să avem... O să ne implicăm și o să facem curățenie comună. Dar nici coșuri de alea, eu n-am, nici nu mi-a spus nimeni. Dă, nu dă. Deci nu sunt. Ei au venit, când au fost acțiunile, au mers și reprezentanții ai primăriei și chiar în unele locuri s-au dus din casă în casă. Nu? S-a mers din poartă în poartă unde... Ne-ai pus după casă. De dreptate, zona unde nu poate intra mașina, nu, da, au pus coșurile alea mari ca să duc oamenii în ele. Da. Mie cu acele tomberoane mari, să știți că mie nu mi-a convenit de la bun început. Și vă spun de ce. Când era problema cu societățile comerciale cu alții, poate o să zic, băi, eu nu fac contract, aia mă duc. Când vine tomberonul de șef până la mare și plătește cetățeanul, nu. Acum e contract la fiecare. Care poate să duc oricine în tomberonul ăla? Că fiecare plătește, că este taxă specială și asta e. Eu nu am să-l duc acolo. Da. Am zis că rezolvăm tot ce este, unde sunt deficiențe pe problema cu gunoiul, ne implicăm și o să o rezolvăm. Este ca un nou început care are disfuncționalități, nu putem să prevedem tot și să fim pregătiți pentru tot ceea ce se întâmplă. Deci, ni se dă aici nouă niște afișe, le punem și noi dacă e nevoie. Ascultăm omul, îi veniți la voi, rezultați, vă dăm fără probleme. Putem dispune la colaborarea cu dumneavoastră. Să avem un număr de telefon acestei persoane, când apar probleme, să avem cu cine să sunăm. Da, da, da. Dar acea... da, numărul Cătălina și da, da. Bun, această persoană vă mulțumesc bine informată și cum o vedeți, vă știți să ne spune.
alte probleme, dacă aveți. Domnul mai aveți? Nu, atât astea. Domnul Bun. Domnul primar, avem niște promisiuni, de fapt, am de rând. Din urmă, publicul la Florești. Deci, acolo e rezolvată problemă, ales acum. Da, omul că plătește 4.000 luminat de 4 ani și iluminat nu este, o să ne sară în cap. Nu, de ce nu? Unde n-a fost, nu le dăm bani. Poate dă s-au greșit. Da, fodul este că... Nu știu dacă e... Oamenii au plătit inclusiv 2015. Deci au plătit pe 2016. 2015 toți au plătit. Vorbiți cu Fodor Prorea, zic, rezolvă Floreștiul și mai e într-un loc, Mărcești, urgent. Da. Și mi-a zis că este în curs, trebuie să rezolvi. Chiar nu o stăpânesc, dar vă promit că până luni mă informez. Avem alea două părăi. Azi a fost, nu? Azi a fost problema lor. Avem alea două părăi care am ridicat problema de ori de comandare, la Brâncenea și la Florești. Am cerut iarăși indicatoare de limitare de tonaj la port. Deci, de mandatul trecut, am cerut... Trebuie neapărat de ca proiectul acestui post pus limitare de tonaj. Sunt în lucru barierele care limitează accesul pe drumurile comunale. Deci va fi o barieră pusă la Heltiu, barieră la intrare în Cățat, barieră la dincolo de Șoane. Asta e referitor la taxa de tranzit. Pe taxa de tranzit și nu mai trece nici mașina aia mare. Ilimitat, plătești, treci. Ce mai puneți dacă vrea să ridica bariera, a plătit taxa de tranzit, el treci pe port, că nu are limitare de tonaj. Dar pe aia scrie că trebuie să vină într-un anumit standard. Maria Dumnezeu plătește taxa de tranzit. Dar dacă la podul, în capul podului nu e limitare de tonaj, el trece, ia deschide bariera, o plătește taxa de tranzit. Ce poliție pune limitare? Deja podul ăla s-o... El nu are indicator de limitare de tonaj. 20 de toni, 30 de toni, cât prevede în proiect. Am prins 30.000 pentru proiectare. Să facem proiectul de finanțare, dacă nu e. Dar ce să-i faci cu 300.000 la pod? Inițial gândit sunt, erau anunțate anumite sume din altă parte, a fost mai puțin în ceasă mă... Înțelegeți tonaj foarte, foarte mare în raport cât permite construcția acestui port. Din cauza asta s-a și deteriorat în halul ăsta. A fost consolidat în 97-98, a fost consolidat. Nu s-a lucrat la fond, dar a fost fonduri europene, consolidarea și la fel la Marului. Când a fost cu inundație, da, s-a lucrat în 2005 sau 2000. S-a lucrat în cât de primarul s-a lucrat la fond. În vremea Roculiță s-a făcut... S-a rupt în capătul ăla la inundație în 2005. A, da, acolo da. Acolo s-a rupt, da, și acolo s-a făcut ceva. Da, poate mai aveți? Atât. Nu. Atunci dăm cuvântul domnul Durlan II. Cum a spus și ceilalți colegi, referitor la mașina de gunoi, cred că ar trebui stabilit un traseu pe care să-l urmeze. E a treia săptămână de când vin și circulăm prin centru. Adică străzile lăturalnice nu sunt date în calcul. Da, o să mergem să facem un proces verbal de traseu cu ei. Respectă. Nu respectă, nu plătim. Unde nu intră, nu la zonă. Da. Aveți? Domnul nu va avea o răspunsă. Nu mai am răspuns. Mai ales, domnul Motorii. Nu mai încheie două minute, au un minut și gata. Ceea ce se întâmplă, tot detecțiunul care le găsim în traseu, cu iluminat, cu gunoi. Eu zic așa, toată lumea să depunem în scris. Vorba nu se pune la dosar. Noi înnotăm aici în cameră, înnotează în procesul verbal și o parte rămâne. Dar dacă sunt jalbi în continuu puse către domnul primar, vă rog, uite, n-a venit mașina, n-a respectat traseul, n-a luat putare, da bombardat, cu referat, cu cere, cu... nu merge altfel.
Vorba nu se pune la dosar. Scris domnul. Așa că noi trebuie să mergem de acolo, pentru că plătim oameni buni. Spunea domnul Bătamanu o chestie. De asta am zis că a făcut, dar a făcut, dar la urmă. Ce s-a întâmplat? S-a pus din membru de familie 30 ceva de lei. Nu rețineți la motul. 37. Nu contractul. Ăsta s-a stabilit. Ei au obligații să vină cu mașina să iei noi. N-a venit ei. Făcut înscrit. Domnule, dar scutul îi face înscritul. Și așa cum a zis și domnul primar și-a promis, îi dăm la mama dracului și rămânem cu banii în buzunar. Dar problema se pune altceva. Când ia banii, când am venit, te-am plătit aici. Când ai venit și ai plătit impozitul, banii trebuie să-ți neapărat. Și noi îi dăm pe ei. Trebuie să-i dăm banii.